Doamnelor și domnilor, bună seara! Bine v-am regăsit la Sinteza Zilei. Ne apropiem de o aniversare importantă, 30 de ani de la evenimentele din decembrie 1989. Postul nostru de televiziune va trata acest eveniment așa cum se cuvine. Vom vorbi, vom arăta lucruri ce nu au fost arătate în cei 30 de ani și mai mult decât atât veți întâlni niște personalități, oameni care au avut un uriaș succes undeva în lume, români de-ai noștri, fără să știm nimic despre asta. Poveștile nu sunt dintre acelea cu niște oameni care reușesc, eu știu cât de cât, să obțină un succes așa cum am mai văzut. Ce veți vedea săptămâna viitoare va fi ceva cu totul și cu totul impresionant. Dacă ne uităm însă la modul în care evoluează societatea, la modul în care noi toți evoluăm, pare că n-au trecut 30 de ani, pare că au trecut, eu știu, poate 30 de zile. De multe ori, apucături ce nu sunt democratice, moduri și mentalități de gândire ce ne aduc aminte de ceea ce se întâmpla înainte de 1989. Un secretar de stat din Ministerul Justiției face un lucru ce cred că este un deserviciu major adus atât guvernului, cât și Partidului Național Liberal, înțelegând că în PNL există o nemulțumire majoră de una dintre propunerile care au fost făcute astăzi. Nu știu cum să o numim. Așa, pentru a vă atrage atenția, spune că este bomba zilei. Eu cred că este o bombă ce este așezată sub scaunul premierului și al guvernului și al partidului care în aceste zile ar trebui să ofere oamenilor încredere și nu spaime. Acest domn, pe numele său Cristian Băcanu, vine cu o propunere ce are să șocheze întreaga societate românească. Astăzi s-au văzut doar declarațiile. În seara aceasta, la Sinteza Zilei, veți vedea inclusiv imaginile cu declarațiile domniei sale, tocmai pentru a fi cât se poate de clar că aceste declarații au fost făcute exact așa cum le vedeți acum pe ecran. Deci, domnul Cristian Băcanu vine și spune, rog pe colegii mei să ne dea și în videoul, vrem să verificăm cum anumiți cetățeni au niște averi absolut impresionante în condițiile în care nu au avut niciodată venituri impozabile. Cu acest aspect eu sunt într-un fel de acord. În momentul în care observi că sunt oameni care au niște averi complet de nejustificat, aceste lucruri trebuie văzute, trebuie investigate. Sunt oameni din diverse zone ale societății care nu-și pot justifica averea. Cine nu-și poate justifica averea, cred că ar trebui să răspundă pentru asta. Problema este, pentru domnul Cristian Băcanu, pentru acest domn secretar de stat în Ministerul Justiției, cum vrea să facă asta? Vine și spune că toți românii ar trebui să dea declarații de avere. Sunt N exemple, avem tot felul de artiști iluștri care merg cu tot felul de mașini, care de care mai scumpe, trăiesc în vile de lux, dar care nu plătesc taxe pentru bugetul de stat, nu plătesc impozite. Întrebarea este dacă sunt niște artiști de felul acesta pe care știe domnul Băcanu. Asta ar însemna că o astfel de măsură de verificare a averilor ar trebui să meargă spre întreaga societate. Mergeți mai departe. Poate ar fi util să discutăm noi, ca societate, și o temă pe care o lansez. Despre o declarație de avere pe care fiecare cetățean să o înregistreze. Pentru că, până la urmă, trebuie să avem o evidență ca să putem controla veniturile. Până atunci, facem controle în orb și de foarte multe ori nedreptățim antreprenori. E bine, doamnelor și domnilor, faptul că antreprenorii și mulți oameni au fost nedreptățiți în România în ultimii ani de zile, de ANAF și de alte instituții, asta este un fapt. Asta este o realitate. Propunerea însă a domnului secretar de stat înțeleg că irită în mod evident o parte importantă din guvern și din PNL, ne spun sursele noastre jurnalistice. Să vii cu o propunere prin care toți românii ar trebui să completeze declarații de avere anuale pe care să le pună la fisc, aceasta nu este doar o măsură impopulară, ci este o măsură ce ne aduce aminte de alte vremuri. O să vorbim despre acest lucru în această seară și dacă așa se va întâmpla, dacă această măsură va fi aprobată și se va merge mai departe, cum se va traduce ea pentru milioane de oameni care ar trebui în fiecare an la ANAF să depună aceste declarații de avere.
Tot în această seară, doamnelor și domnilor, veți vedea niște imagini șocante. Ce s-a întâmplat în portul Midia cu această catastrofă de proporții, cu acele oi care au murit, 18.000 de oi, doar vreo 70 dintre ele au fost salvate. Încă această situație nu este dusă până la capăt, salvarea nu a fost dusă până la capăt. După 3 zile în care autoritățile au bâșbuit major cum să salveze oile, cum să facă, eu știu, ca această catastrofă să nu se transforme într-o bombă ecologică și într-o bombă, eu știu, cu potențial de a se îmbolnăvi foarte mulți din acea zonă. În a treia zi a mers Raed Arafat și a rezolvat în mare parte lucrurile. Însă ce veți vedea în această seară este șocant. Erau acolo oameni care încercau să filmeze modul în care oile care mai sunt în viață sunt salvate. La doar o aruncătură de băț, alte animale, de data aceasta vaci, erau îmbarcate pe o altă navă. Imagine de acolo cum aceste animale sunt bătute sunt absolut șocante. Iar lucrurile acestea trebuie văzute, trebuie știute, pentru că așa ceva este complet intolerabil și este împotriva legii. Dar unul dintre subiectele majore din această seară este subiectul ce nu se mai termină, legat de pensii și de salarii. Bomba vine de la BNR. Acolo, doi oficiali, atât un consilier al guvernatorului, cât și domnul Lazea, vorbesc despre aceste subiecte, al domnului Isărescu, domnul Lazea, vorbesc despre aceste subiecte. Domnul Lazea vine și spune că, de fapt, ar fi o apocalipsă pentru buget în condițiile în care pensiile ar fi majorate cu 40%. Și e limpede ceea ce sugerează Banca Națională, și anume că acest lucru nu ar trebui să se întâmple anul viitor. Deci, o înghețare, cel puțin, a pensiilor. Consilierul domnului Isărescu vine și spune că o soluție ar fi și înghețarea salariilor. Să nu uităm declarațiile pe care ieri le-au făcut atât președintele, cât și primul ministru, și au venit și au spus că legile trebuie respectate în România, iar legile, așa cum știm, vin și clarifică foarte clar această speță. Atât salariile, cât și pensiile anul viitor vor trebui să crească. Cum va fi gestionată această situație? Pare să un conflict în momentul de față între BNR și guvern pe speța majorării salariilor și pensiilor. În această seară ne vom ocupa de acest subiect și sunt noi declarații ale ministrului de finanțe. Clarifică sau nu domnul Câțu această situație? Pentru că sunt 5 milioane de pensionari care vor să știe, vor să-și facă planuri. Anul viitor pensiile vor fi la fel, anul viitor vor crește, se vor face acele creșteri care au fost până la urmă trecute în lege. Există milioane de salariați care de asemenea vor să știe, vor să-și facă planuri, salariile vor fi înghețate, cum se sugerează de la BNR, sau ele vor fi crescute așa cum stipulează legea. În această seară ne vom ocupa și de acest subiect, mi se pare foarte important, până la urmă, pentru foarte mulți dintre dumneavoastră, cei mai important ca modul în care veniturile, pensiile, salariile vor ajunge sau nu la dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, în studioul nostru în această seară, Gina Vacariu, colega mea, este senior editor, unul dintre oamenii specializați în chestiuni economice și care urmărește acest subiect cu foarte multă atenție, subiectul pensiilor, salariilor, al declarațiilor, și avem declarații noi în această seară care sper să fie clarificatoare. Vom vedea însă cât de clarificatoare sunt. Să rămână bun venit! Bună seara! Le spun de asemenea bun venit doamne Olguța Vasilescu, este deputat PSD, sărut mâna. Cătălin Nechifor, deputat Pro-România, bună seara! Mulțumesc. Tudor Ionescu, secretar general adjunct ALDE, bună seara! Îi spun bun venit domnule avocat Daniel Ionașcu, bună seara! Bun venit de asemenea redactorului șef adjunct evenimentul zilei Mirel Curea, bună seara! Bună seara, mulțumesc! Politologului și istoricului Bogdan Jelea, mulțumesc pentru prezență! Bună seara, mulțumesc! Domnului Bogdan Ficeac, jurnalist, comentator, bună seara, mulțumesc pentru prezență, scriitor de asemenea! Mugur Ciuvică, președintele grupului de investigații politice. Bună seara. Breaking News.
Doamnelor și domnilor, de departe, una dintre cele mai importante declarații ale acestei zile îi aparține domnului Cristian Băcanu, secretar de stat în Ministerul Justiției, care vorbește despre modul în care toți românii ar trebui să depună declarație de avere. Ceea ce pot să vă spun, ceea ce pot să vă confirm în această seară este că această declarație nu irită doar oamenii de rând, ci înțeleg că a produs o iritare majoră și în rândul Partidului Național Liberal și în rândul membrilor guvernului. Ce spune domnul Băcanu despre modul în care ar trebui verificați toți românii prin aceste declarații de avere pe care toți ar trebui să fie obligați să le depună? Am să las mănușile deoparte în discursul meu. În primul rând, pornim, așa văd eu lucrurile, pornim de la modul în care facem controlul contribuabililor. Și mie mi se pare că în momentul ăsta avem un mod de control al contribuabililor care nu este tocmai eficient. Sens în care vine din când în când antifrauda sau vine controlul fiscal de fond pe la vreo societate și decide ce decide. Uneori ne mai spune că trebuie să dea și câte o amendă. Știm cu toții lucrul ăsta. N-am găsit nimic, dar trebuie să dăm o amendă. Și atunci eu zic că avem o problemă cu modul în care facem controlul, în primul și în primul rând. Chiar am discutat aseară cu domnul ministru Predoiu și nouă ni se pare că ar fi de bun augur să avem un altfel de mod de control. Să verificăm, de pildă, cum anumiți cetățeni au niște averi absolut impresionante în condițiile în care n-au avut niciodată venituri impozabile. Sunt N exemple. Avem tot felul de artiști ilustri care merg cu tot felul de mașini, care de care mai scumpe, trăiesc în vile de lux, dar care nu plătesc taxe la bugetul de stat, nu plătesc impozite. Și aici avem o problemă. Pentru că statul român, din păcate, nu este eficient în controlarea acestor averi. Poate ar fi util să discutăm noi ca societate, și o temă pe care o lansez, despre necesitatea unei declarații de avere pe care fiecare cetățean să o înregistreze, nu? Pentru că până la urmă trebuie să avem o evidență ca să putem controla veniturile, să ne dăm seama unde sunt probleme, trebuie să avem și o evidență a bunurilor pe care fiecare cetățean le deține. Noi credem că o soluție ar fi să avem niște parchete financiare, parchete specializate. Pentru că, la drept vorbind, foarte multe cauze ajung la un procuror care nu are specializare în zona financiară, în zona evaziunii fiscale. Faptul că sunt procurori care nu au specializare în zona evaziunii fiscale este un lucru îngrijorător. Ar trebui să existe astfel de magistrați care să fie specializați în această zonă a evaziunii fiscale. Problema este însă dacă românii ar trebui toți să fie obligați să completeze niște declarații de avere în condițiile în care, din declarațiile domnului secretar de stat, problemele sunt în niște zone pe care domnia sa le-a și identificat. Să pui 20 de milioane de oameni care locuiesc în țară, locuiesc în străinătate, să completeze anual aceste declarații este ceva ce în momentul de față nu pare o discuție, ci pare pur și simplu o săritură peste alți. Ei bine, aceste declarații vin în condițiile în care ministrul justiției, domnul Cătălin Predoiu, venise cu niște declarații ce în momentul de față sunt puse în umbră. Tocmai vorbea despre lupta împotriva infracționalității, tocmai vorbea despre faptul că este un moment în care guvernul ar trebui și structurile, de fapt, nu doar guvernul, structurile abilitate, zona magistraturii să lupte în mod evident împotriva infracționalității. Lucru care este absolut de salutat. Însă, când vine cineva cu astfel de declarații și o prezintă, în momentul de față oficial, discuți despre asta, nu discuți despre lucrurile care cumva erau așteptate de întreaga societate, erau așteptate de oamenii care ar vrea ca România să se simtă în siguranță și nu la opusul ei. Ei bine, haideți să vedem cine este de acord dintre cei prezenți în studio, poate e cineva de acord și ne explică de ce ar fi de acord cu astfel de inițiativă. Vedeți o astfel de măsură, ca toată lumea să completeze declarații de avere ca fiind un lucru bun, da, nu, sau cum doriți să răspundeți pe scurt, Gina Vacariu? Părerea mea este că nu ai cum să faci asta. Adică unde le depui, da, unde se înregistrează ele, cu siguranță un sistem informatic nu avem ca să facem treaba asta, pentru că știm și la ANAF noi suntem doar cu hârtia, cam așa am rămas. Părerea mea că nu poate fi aplicat așa ceva. Vă rog, domnule Chifor.
Cred că acest domn secretar de stat până dimineață trebuie să plece din Crezi că trebuie să-și dea demisia? Da, clar. Domnule Bogdan Ficea. Eu încă de când lucram la România Liberă, de când scandalul cu mătușa Tamara, am spus că o declarație inițială de venituri trebuie să facă fiecare cetățean al țării. Știți avere, ce scandal? De avere, nu de venituri. De posesiuni, de avere, nu da. De venituri. De avere, da. Știți foarte bine cât scandal a fost în momentul în care demnitarilor, parlamentarilor, li s-a impus să facă declarația de avere și declarația de compatibilitate. Interese, așa. A, ce scriau acolo, măscări, nu vreau să completez. Acum, astfel de declarații sunt absolut necesare și material de lucru pentru noi. Numai că ați observat că foarte mulți dintre demnitari, dintre cei care completează aceste declarații, încep să nu mai aibă niciun fel de avere. În schimb, are avere mama, tata, are unchiul, șoferul, sunt o mulțime de bani care nu mai vin la ei, vin la alții care nu dau declarații de avere, care au niște... Și chiar dacă vine fiscul, mă, tu de unde ai banii ăștia? Păi i-am găsit de la bunicul, într-un sac după ce a murit el. Deci dumneavoastră considerați că e oportună. Da, o declarație inițială de avere, ca după aia, în momentul în care i-a apărut ăluia, eu știu ce mașină de asta de lux, să-l întreb, mă, de unde ai avut tu bani? Domnul avocat. Fă-l pe om mare ca să vezi cine e. Așadar, un debut de genul acesta îmi amintește foarte, foarte serios de ceea ce înseamnă dictatură politică. Iată din ce cauză. A spune că în platoul acesta eu sunt vizat de dumneavoastră, dar trebuie să răspund de toți pentru faptul că eu sunt vizat, pe nu vă supărați de o indemnitate fără margine. Corect. Care culmea vine tocmai de la Ministerul Justiției. Așadar, discursul pendurează între două chestiuni care nu trebuie să existe într-un stat democratic. Și anume, un discurs dictatorial în care îi pune pe toți în aceeași oală, efectiv, și supremația statului care uită că, de fapt, populația țării dictează democratic ceea ce înseamnă mai bine pentru statul respectiv. Statul înseamnă teritoriu și populație. Atunci când guvernarea este peste opinia populației, în mod evident suntem într-o dictatură, fie așa democrației. Domnule Enescu. Cred că este o declarație profund iliberală cea a domnului Băcanu, deși dumnealui este membru mai recent cei drept a Partidului Național Liberal. Declarația dumnealui se înscrie mai degrabă într-o extremă exact opusă și pentru un partid care ar trebui să protejeze drepturile și libertățile cetățeanului, consider că este inacceptabil. Doamna Ostrescu. Eu sunt de acord cu ceea ce spunea domnul avocat și mi se pare și mie că este vorba de o prezumție de vinovăție mai degrabă pentru toți cetățenii României, ceea ce este inacceptabil. Aș vrea să vă spun că toți politicienii, absolut toți, depun aceste declarații de avere. Aș vrea să vă spun de asemenea că au soluție dacă li se pare că este ceva în neregulă, pentru că pot să ia bazele de date de la primării și să le compare cu cele de la ANAF. Și acolo văd și veniturile, văd și proprietățile oricărui cetățean, mașini și așa mai departe. Deci imediat ar putea să-și dea seama dacă este ceva în neregulă. Nu mai vorbesc că au legislație ca să facă toate aceste lucruri, să facă toate aceste verificări. Și conturile bancare. Și conturile bancare, absolut, că absolut tot. Deja și secretul bancar. La ora actuală nu pot să ascunzi deci absolut ei, ei poate să nu găsească dacă ai cocoșei de aur sau cash la saltea. Păi ea poate să nu ți găsească. Dar rest au absolut păi, totul. Doar să se uite în bazele toate de părghile. Dată. Eu cred că este un subiect aruncat în piață ca să vadă cum reacționează piața, exact după modelul cum au fost cartelele Pripei acum câțiva ani sau Big Brother, care la început a strânit oarește reacții publice, după care ușor, ușor a început lumea să uită despre chestiunea asta. Eu vă spun sincer că m-am speriat astăzi de reacțiile cetățenilor pe care le-am citit pe Facebook. Foarte bine, ce, vă e frică vouă politicienilor să se vadă ce avere aveți? Nu, noi declarăm aceste averi. E vorba chiar de cetățeni, de simpli cetățeni. Gândiți-vă și noastră o femeie de 60 de ani, 65 de ani, bătrână, pensionară, cu o pensie de 1000 de lei, nu contează că stă într-o boș de ocă sau ceva, va trebui să meargă pe drumuri ca să-și depună această declarație de avere. E normal așa ceva? Domnule Cura. Domnul Gâdea, două chestiuni o să spun. Prima, rapid de tot, e clar, este o inversare a sarcinii probatoriului, este o anulare a prezumției de bun licit.
argumentațiile sunt aberante. Știți că vine inspector și spun trebuie neapărat să vă amendăm ca să ne facem planul. Ce legătură are asta cu tratarea întregii populații ca o adunătură de infractori? Păi numai pentru Stalin. Populația Uniunii Sovietice era o adunătură de infractori, între care unii încă nu erau dovediți. Și a doua chestiune asupra cărei aș dori să atrag atenția este că dacă anul ăsta și în campania electorală PNL-ul a împrumutat, să zicem că n-a avut încotro, din retorica aia useristă, tefelistă, scelerată, văd că și după ce au câștigat alegeri, sunt la putere, președintele Iohannis are guvernul meu 2, continuă cu aceeași retorică. Am văzut toți artiști care umblă cu mașini luxoase. Păi asta e retorică de anii 50, cu chiaburii, cu ceafa groasă și cu ghiul pe mână. Băiatul ăsta trebuie trimis acasă, nu îl cunoaștem de mult. O ia razna, bate câmpii, probabil că mâine va spune nu e adevărat, minte gâdea, eu n-am declarat așa ceva, a falsificat prompterele alea de acolo, n-am spus eu așa ceva, că ăsta e personajul. Deci, domnul Orban, nu trebuie să uite, omul e liberal, domnule, ăștia sunt liberal, domnule. Nu sunt Barna și cu Caranica și Belimacii aia lor de acolo. Domnul Curea, dar să nu uităm că acest om nu este chiar oricine. Este primul secretar de stat numit la justiție. Este omul pe care se sprijină Ludovic Orban în ceea ce privește problemele de justiție și cel care i-a redactat în numele lui Ludovic Orban plângerea penală împotriva Vioricăi Dăncilă pentru înaltă trădare. Deci nu e chiar oricine așa să ministru. Deci să înțeleagă că în momentul de față ei sunt la volan, la schimbătoare de viteză, la pârghii, conduc țara. În momentul de față nu mai poate să spună nu ne lasă Olguța Vasilescu de la Ministerul Muncii, ne sabotează. Dom'le, au toată puterea. Au Cotroceniu, mai bine Cotroceniu, are și guvernul. Au serviciile de vorbă, au absolut tot. Trebuie să iasă din retorica asta. Știu că nu le dau eu sfaturi, dacă vor să se sinucidă, să se sinucidă vesel, că am mai văzut și un PSD sinucigaș în ultimii ani. Să se sinucidă și ăștia, n-au decât. Nu se poate. După declarațiile cetățeanului ăsta... Dar noi ne tratăm, să știți. Doar să vă ajute Dumnezeu să vă tratați. Ar trebui să iasă fie ministrul șefului, ministrul justiției, fie premierul, să spună, domne, sigur, sunt entuziasme de astea de început de drum, haide să le privim cu înțelegere, că cineva trebuie să spună ceva, sau băiatul ăsta trebuie să ducă acasă, la revedere. Bogdan Jela. E o discuție destul de complicată, în opinia mea, dacă îmi îngăduiți așa o analiză, mai discutam, cred că și cu 2 sau 3 sectori la noastră în studio, mie mi se pare destul de interesante, de inedite, ca să nu spun chiar ciudate, o sumă de ieșiri sau de declarații. Nu pentru că ele n-ar avea o anumită legitimitate, în opinia mea, ele sunt foarte legitime. Discutăm despre un scor în alegeri absolut covârșitor în favoarea domnului Klaus Iohannis, care totuși girează în mod oficial acest guvern. Eu personal nu sunt deloc surprins sau speriat din perspectiva majorității cetățenilor, pentru că am convingerea că cel puțin 2 din 3 cetățeni ar aproba o astfel de măsură, raportându-ne la votul de duminică. Deci nu am dubii în legătură cu legitimitatea ei populară. Sunt sigur că e o măsură extrem de legitimă și cel puțin 2 din 3 cetățeni români sunt de acord cu domnul secretar de stat Băcanu. Ceea ce nu înțeleg este felul în care ar putea fi operaționalizată. Pentru că am văzut, eu sunt și contributor, am și job, am venit în activități independente, toate sunt declarații de avere pe care le completez de peste 15 ani de zile și în zona instituțională și politică. Chestiunea este că știu că cum funcționează ANAF-ul și administrațiile financiare și mi-e greu să-mi dau seama cum ar putea fi operaționalizată măsura centralizării acestor declarații. Repet, nu am o problemă cu inițiativa. Ceea ce pot să spun că regret, și așa am să preiau ideea dumneavoastră, regret sincer faptul că inițiative excelente ale domnului Cătălin Predoiu, pe care le-a expus foarte, foarte bine și foarte coerent și care au temperat, zic eu, în mod binevenit societatea românească pe o temă extrem de sensibilă, sunt puse în umbră de o astfel de inițiativă despre care, repet, sunt sigur că este foarte legitimă popular, cel puțin 2/3 din populație e de acord cu această propunere, dar nu știu cum ar putea fi operaționalizată. Bun, dacă li se spală creierul, sigur că o să creadă că este foarte bună. Dar ei se s-ar putea să fie de acord să aruncăm și Constituția să tragem apa. Ei se gândesc la faptul, pentru că nu au toate explicațiile necesare,
că se aplică doar politicienilor sau funcționarilor publici. Greșit, ei au deja și politicienii, da, așa este, așa toți este. E vorba toți despre ei. Toți bugetarii, de fapt, că dacă ne referim, tot sistemul, da, așa bugetar este, așa este. Are această declarație de averi. Aici ce mai intră? Publică, intră pensionarii, intră studenții, intră toată lumea care are peste 18 ani și care nu are neapărat venituri din, eu știu, activități din politică sau de genul acesta. Eu cred că este o declarație foarte, și o măsură, sper să se și pună în practică, foarte corectă, pentru că, într-adevăr, vine în urma votului masiv al cetățenilor români și din 26 mai pentru europarlamentare. Deci sunteți de acord cu mine, domnul, da, Giulie. Și mulțumesc. Pentru prezidențialele de răsalalteri sau când au fost. Și atunci așa să facă. Sigur că în sine e o tâmpenie stalinistă. S-a mai vânturat prostia asta. Dar venind din partea celor emanați în urma votului masiv al cetățenilor, eu zic să o pună repede în aplicare. Și mai mult decât atât, am văzut că încercați cumva să apreciați declarațiile domnului Predoiu. Eu cred că domnul Predoiu trebuie dat afară pentru, în urma votului masiv, domnul Predoiu trebuie dat afară de la justiție și a adus Gigel ăsta în locul lui, pentru că ăsta e spiritul, da, votului. Domnul Băcan a fost vehiculat ca ministru al justiției. Poate mai mult. Doar o etapă. În afară de faptul era că până la urmă ce are Sula cu prefectura, adică n-a venit ăla de la finanțe. A venit ăla de la justiție să spună cu chestii de care țin de ANAF. Perfect, adică să se apuce de treabă. Bun, avem aici pe cineva care crede în această măsură, domnule Bogdan Ficeac. Deci dumneavoastră considerați că această măsură ar fi oportună doar pentru a vedea în situația în care cineva ascunde averea pe numele altcuiva? Adică totuși la nivelul populației, ca toată lumea. Noi aici vorbim inclusiv, când spui toți cetățenii, vorbești inclusiv de pensionari, de oameni care sunt foarte în vârstă, de care vor face declarații de avere? Și eu vreau să vă spun că sunt milioane de oameni, exact cum spuneți dumneavoastră, pensionari, funcționari, inclusiv eu și o mulțime de alți concetățeni de-ai noștri, care an de an mergem la fisc, depunem declarația de venituri acolo, că altfel vine și ne amendează. Pensionarii nu ba din potrivă, din taxele și impozitele noastre, ne mai și uităm la televizor, dar cum se dau ajutoare sociale la unii care vin cu Mercedes-urile să le ia și care așa în viața lor n-au depus vreo declarație. Nu? Au deci atunci de să mai depună pensionarii încă una pentru aia care vin cu Mercedes. Nu, să pună și aia. Pensionarii deja le depun. Dar de ce să nu se ducă direct la aia, că îi știu? Păi de la televizor, cântăreți iluștri. Păi tocmai că sunt iluștri, du-te dracului și controlează. Eu am înțeles, de ilustru ce eu am înțeles și chestiunea asta, dar în momentul și în care... Și pe aia, uite, a fost discuția cu mama lui Oprișan, dar mai fost și cu mama lui Vâlceanu, ca să fim imparțial, și de la PSD și de la PNL. Păi de ce nu s-a dus ANAF-ul să le controleze mamele ăstora? Pentru că mamele vor spune că au banii. Sigur, există legislație. De la străbunici. Ei, nu există asta, domne, nu se poate. Și ANAF-ul e susținut, nu mai pe față așa, dar eu cred că mai e și de SRI, n-au cum să fie atât de proști încât să-i prostească pe ANAF mama lui Oprișan și mama lui deci Vâlcean. Eu spun se duc că... acolo și văd pe cum cocoană, de când ai, de unde ai. Eu spun că o, sunt profesioniști de ani de zile, bătrânele astea. De ani de zile se vorbește de aceste zero în ceea ce privește fiscalizarea. Adică, dom'le, ce avem, avem. Astea sunt. Hai să vedem de acum încolo dacă veniturile pe care le am au fost declarate. Domnul și sunt fiscalizate. Sau nu? Dar declarațiile, nu ai cu ce compara, declarațiile de venit pentru cei cu anumite profesii se fac de 15 ani cel puțin. Deci le au acolo în bazele de date. Ce să mai faci altă declarație? Să vină pensionarul, da, da, să-și declare garsoniera? Cu care și-au luat mașinile alea de lux nu sunt în ce au declarat anul trecut, ci sunt veniți de undeva. Ei, sunt veniți. Nu-i treabă nimeni. Da, domnul Ficeac, dacă se unifică baza de date a primăriei, nu mai e pe data aia din 90 în care spuneai că ai de nu știu unde și nu puteai să-i verifici. Acum ai declarații de venituri de 15 ani încoace, ai declarații la mine, la o mulțime de alte câteva milioane de oameni, dar de ăștia n-au depus niciodată. Și la cântăreții iluștri. Cum cântăreții iluștri? Deci a problema care este că trebuie să aplice și la minori această măsură aceasta, pentru ca domnul Băcanu să aibă un succes,
trebuie să o aplice și la minori. Pentru că avem, de exemplu, cazul primarului de la Iași, așa, care da, a pus pe numele bebelușului o casă. Avem mulți cântăreți, cum le spuneți dumneavoastră, domnule Ciuvică, iluștri, care sunt minori. În legătură directă cu bun, noi, bun, dar se cercetează toate cazurile astea și au bază să-i, legală. Să ia pe toată lumea. Sigur. Și doar o secundă. În legătură directă cu noi este domnul Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR. Bună seara. Bună seara, mulțumesc. Vă rog. Bănuiesc că am văzut titlul pe care l-ați avut pe ecran și bănuiesc că toată discuția vine de la intervenția de ieri a economistului șef Valentin Lazia. N-am vorbit încă despre asta. N-am vorbit încă, dar am văzut titlul și... Și dumneavoastră acum aveți, are un drept la replică la burtieră, practic. Nu, dacă am mă sunați, ați dat declarația și începea discuția și intrat în discuția respectivă. Dar haideți să începem, acum. Sigur. Haideți să începem acum. Haideți să vedem declarația domnului Lazea. Foarte bine, mulțumesc. Da? Haideți să vedem declarația domnului Lazea de la BNR. Este și o declarație a domnului Vasilescu, consilierul domnului Isărescu. Sunt două declarații importante. Vreau să le auzim și apoi să începem discuția, domnule Suciu. Mulțumesc mult. Argumentul numărul 2. Pensionarii nu sunt persoanele cu cel mai mare risc de sărăcie din România. Acest risc este mai mare pentru persoanele din categoria de vârstă de 16 până la 64 de ani și riscul este de 22,5% conform Eurostat, decât pentru persoanele din categoria de vârstă de peste 65 de ani, unde riscul este 20% conform tot Eurostatului. Și atenție, riscul de sărăcie al vârstnicilor în România este al 8-lea din Europa, după țările Baltice, Bulgaria, Croația, Malta și Cipru, dar este cel mai mare în România pentru cei apți de muncă din întreaga Europa. Așadar, puținele resurse bugetare ar trebui să aibă în vedere, în primul rând, pe aceștia din urmă, nu pe pensionari. Cinic sună, nu știu cum, dar suntem economiști aici. Măcar aici, în aula aceasta, putem vorbi economie. Bun, aceasta este o declarație. E o declarație a domnului Lazea, e și o declarație a domnului Vasilescu. Să-l ascultăm și, pe domnul Vasilescu. Presiunea poate să apară și apare numai în condițiile în care nu se îndeplinește o cerință fundamentală. S-au mărit salariile și Banca Națională a fost pentru această mărire de salarii. De ce? Pentru că România nu este în situația unui deficit de populație, nu este în situația unui deficit demografic, este într-o situație dramatică și asta se numește depopularea României. Au plecat 4 milioane și ceva de oameni care reprezintă partea activă a societății și care au și spirit de întreprinzători în ei. Au plecat și fac PIB pentru alte țări. Trebuie să schimbăm această realitate și nu se poate schimba prin acte normative sau prin propuneri de a bloca libera circulație. E foarte limpede situația. Uniunea Europeană îți acceptă un deficit bugetar la 3%, dar asta este limita de sus. Deficitul structural trebuie să fie chiar mai mic și nu e. E o variantă asta a înghețării pensiilor și salariilor? O variantă pe termen foarte scurt, dacă este. Varianta pe termen lung este cea pe care am spus-o și singura. Creșterea pensiilor nu constituie o asemenea investiție productivă. Din creșterea pensiilor nu vei putea să rambursezi împrumuturile pe care le faci pentru a le finanța. Argumentul numărul 2. Pensionarii nu sunt persoanele cu cel mai mare risc de sărăcie din România. Acest risc este mai mare pentru persoanele din categoria de vârstă de 16 până la 64 de ani și riscul este de 22,5% conform Eurostat, decât pentru persoanele... Bun, domnule Suciu, vă ascult, ne-a sunat pentru un drept la replică. La ce da, știu că în partea a doua declarației domnului Lazia, n-ați dat-o dumneavoastră, dar sigur s-a vorbit mult. A vorbit despre o apocalipsă bugetară, lipsește da, din sincronul ăsta. Exact, și spunea că a cerut explicit o prorogare a legii pensiilor. Și astăzi guvernatorul a subliniat acest lucru, Banca Națională nu are niciun drept, nicio cădere, nicio legitimitate să ceară prorogarea
vâlne legi din țara asta. Deci, din acest punct de vedere, este o delimitare netă a conducerii băncii de orice discuție legată de vreo prorogare de legea pensiilor. Nu e legea ca să înțeleg, ca să înțeleg clar, lege. Domnule Suciu, deci, domnul Lazea, declarația cu privire la cererea expresă de prorogare a legii și afirmația că ar fi o apocalipsă bugetară îi aparțin doar domniei sale, BNR-ul nu crede nimic din ce spune domnia sa? Legea, declarația legată de prorogare, evident, se delimitează explicit toată conducerea băncii de această declarație. Sigur, în privința legii pensiilor, sunt o serie întreagă de discuții, e un efort financiar, nimeni nu-l neagă și nimeni nu neagă semnele de întrebare sau problemele care pot apărea în urma legii, dar evident nu este treaba băncii naționale, nu are niciun drept Banca Națională să ceară vreo prorogare de lege. Domnule Suciu, vreau și eu să intervin. Gina Vacariu, sunt senior editor secția economic, ne cunoaștem. Dumneavoastră ne spuneți acum, iertați-mă, că cei doi specialiști din Banca Națională, economistul șef Valentin Lazea, dar și domnul Vasilescu, au ieșit cu aceste opinii fără ca Banca Națională să știe despre ele? Domnul Vasilescu nu a spus mai lucru din această privință. A spus că dacă s-ar amâna, nu că a cerut dânsul o amânare de lege. Domnul Lazea a cerut și, într-adevăr, poziția. Deci vă deziceți de ceea ce a zis domnul Lazea, că ar trebui amânată creșterea pensiilor? Ne dezicem de următorul fapt. Banca Națională nu are niciun drept să solicit prorogare de lege. Poate atrage atenția asupra eventuale probleme pe care legea le poate induce. Semne de întrebare ridicăm de fiecare dată. Am intrat în foarte multe discuții legate de semne problemele pe care pot rezulta sau chiar pericolele pe care le poate produce, dar o prorogare de lege nu este dreptul Băncii Naționale. Nu, noi nu avem inițiativă legislativă, în consecință nu avem dreptul să cerem vreo prorogare de lege. Dacă guvernul, parlamentul sau guvernul sau ambele instituții consideră că legea aceea aplicată. Eu am simțit că am văzut toată acea conferință, vă rog să mă ascultați, am văzut toată acea conferință și să știți că domnul Lazea chiar i-a spus premierului Orban, l-a cam urechit așa, dacă îmi permiteți termenul, a zis premierul ar fi bine să mă asculte. A fost o discuție la un seminar, era oficial acea discuție, adică nu a venit domnul Lazea cu niște opinii ale Băncii Naționale sau a venit în nume propriu acolo, pe persoană fizică, fără să reprezinte Banca Națională? Nu știu, eu vă spun punctul de vedere oficial al băncii. Cred că e mult mai important decât ce calitate a venit sau a plecat domnul Lazea dintr-un seminar. Da, semnalul a fost extrem de important, mai ales că vine de la un oficial al Băncii Naționale. De acord cu dumneavoastră, de aia suntem nevoiți. Și astăzi guvernatorul este nevoia să intervine și să spune explicit că nu cere Banca Națională prorogarea legii. Deci, dincolo de oportunitatea intervenției, de argumentația pe care a susținut-o dânsul și așa mai departe, sigur, se poate discuta. Dar nu cred că a zis de capul lui. Adică nu cred că a zis de capul lui aceste lucruri. Pentru că e foarte grav. Cred că a vorbit înainte cu guvernatorul, s-au consultat pe cifre, nu? Nu, nici de capul guvernatorului sau al Consiliului de Administrație. Asta a fost părerea dânsului legat de anumită argumentare. Rolul meu este să vă spun ferm că banca nu are niciun drept să ceară prorogări de legi, deci nu cer prorogări de legi. Dincolo, sigur, discuția pe legea pensiilor, pe efortul financiar, sigur. Sigur, doar o secundă. Domnul Suciu, sunteți într-o zonă în care telefonul dumneavoastră nu are semnal foarte bun. Eu totuși vreau să insist, eu apreciez foarte mult că ați sunat în această seară și că vreți să clarificați lucrurile. Însă, domnul Lazea nu este oricine la Banca Națională, este economistul șef al băncii, corect? Evident, evident. Bun. Economistul șef al Băncii Centrale vine și face aceste declarații și acum întrebarea mea este totuși următoarea. Dumneavoastră spuneți în seara asta, ne dezicem, nu este punctul de vedere, de fapt spuneți, nu este rolul băncii din punct de vedere legal pentru a spune ce lege se aplică și ce lege trebuie prorogată. Acum întrebarea este, pe fond însă, cu privire la lucrurile pe care domnul economist șef Lazea le spune, cu aceste lucruri pe fond, guvernatorul și, eu știu, Consiliul de Administrație sunt de acord? Pe fond, ce spune domnul Lazea,
a făcut niște calcule și arată un impact financiar și un impact bugetar pe care legea, până la urmă, îl susține. E o simplă aritmetică acolo. Cu acele calcule, evident că suntem. Dar este, pe de altă parte, treaba guvernului să găsească resursele financiare, să-și facă optimizările financiare, să-și facă prioritățile, să construiască bugetul în așa fel încât să armonizeze acele calcule sau acele, acele efort financiar pe care îl presupune legea pensiilor. Cu, sigur că suntem de acord cu calculul aritmetic care rezultă din acel proiect și suntem conștienți că există un efort financiar major acolo. Dar aici a susține că trebuie ceva prorogat, oprit, eliminat sau așa mai departe, e un pas pe care nu-l facem și n-avem dreptul să-l facem. Vorbiți despre un impact major. Știți cât este diferența între cât se plătește anul acesta și cât se va plăti anul viitor în plus la pensii ca să se poată crește cu 40% punctul de pensie? Sunt cifrele, sunt făcute ca aceste calcule. Sunt 16 miliarde, vă spun eu că poate nu aveți datele respective. Știți cât era deficitul, deci banii pe care îi punea statul în 2016 pentru pensii? Aveți idee? 16 miliarde. Eu n-am intrat acum ca vă spun eu, sunt tot 16 miliarde. Păi dacă statul român își permitea în 2016 la un PIB mult mai mic ca să pună 16 miliarde, de ce nu și-ar permite statul român ca în anul 2020 la un PIB mult mai mare să pună tot 16 miliarde? Întreb și eu, nu dau cu parul, că tot văd Consiliul Fiscal, Banca Națională, toată lumea își dă cu presupusul, nimeni nu se uită pe cifre până la urmă să vadă dacă este sustenabil sau nu. Vine acum scrisoare de la Uniunea Europeană și ni se spune că nu este sustenabilă legea pensiilor. Păi și eu de câte ori vreau să modific o lege, trebuia de fiecare dată să merg acolo și să dau explicații și să le spun care este situația. La ora actuală, media în Uniunea Europeană din PIB pentru pensii este de 13%. Știți cât este în România anul acesta? Vă spun eu, 7%. Știți cât va fi anul viitor? 8%. Știți cât va fi pe finalul legii pensiilor în 2022? 11,7%. Deci tot vom fi sub media Uniunii Europene. Și atunci cum poate cineva să ne spună nouă că nu este sustenabil în România să crești pensiile în condițiile în care în Uniunea Europeană se suportă din PIB un procent mult mai mare pentru pensii? Haideți să terminăm odată cu toate discuțiile astea din spațiu public, să nu mai speriem oameni. Transmiteți-le colegilor noastre de la Banca Națională să pună mâna pe legea pensiilor, să vadă care sunt cifrele acolo și să se uite și în istorie cât plătea statul înainte și o să-și dea seama că nu e nicio problemă cu legea pensiilor. Hai să terminăm odată cu discuțiile astea din spațiu public. Domnule Suciu, dacă aveți un răspuns. Nu, eu nu am vrut să intru într-o polemică legată de conținutul legii. Am vrut doar să transmit acest mesaj care, până la urmă, e, cred că, destul de clar din punctul nostru de vedere. Aș vrea să mai intervin cu ceva. Domnule Suciu, da, înțelegem de la dumneavoastră că vă deziceți oarecum de ceea ce a spus domnul Lazea, că nu ar fi trebuit să dea această directivă, cum ar veni guvernului, să amâne creșterea pensiilor. Vreau să vă întreb dacă vă deziceți și de domnul Vasilescu, care a spus, practic în completare, în acea zi, că de fapt ar fi o variantă și înghețarea legii pensiilor și înghețarea legii salarizării, salariilor bugetarilor, pentru a ține deficitul în frâu. Asta a spus, că ar fi o variantă pe termen scurt. Discuția a fost prea teoretică în cazul domnului Vasilescu, ca să aibă sens să intru într-o discuție și de aici, să mă refer la declarația dânsului. Teoretic se poate face orice să ții deficitul, nu despre asta e vorba. E vorba despre capacitatea băncii, dreptul băncii și rolul băncii de a interveni într-o asemenea discuție și modul cum intervine în această discuție. Că în rest, teoretic, se poate discuta orice. Dar totuși, ce măsuri luați pentru că discutăm de BNR? Ce măsuri luați pentru acești doi angajați ai BNR? Totuși, au fost declarații puternice, le negați acum, dar măsurile care sunt? O să avem grijă să fiți mai... V-ați gândit să-i trimiteți acasă pe cetățenii ăștia care se joacă cu nervii a milioane de oameni, care pensionari fără griji fiind, au stenturi, au AVC-uri, au probleme amărâții de ei. Pe ăștia îi trimiteți acasă, așa cum ar trebui trimis acasă și domnul Câțu,
care a făcut ce a făcut și a pus o presiune pe cursul valutar, am dreptul ca jurnalist să mă gândesc că oamenii ăștia au niște interese, că poate aparțin unui grup de interese care joacă pe monedă și joacă pe nervii românilor și fac averi în timpul ăsta? Nu știu dacă așa e, dar am dreptul să mă gândesc și la așa ceva? Aveți dreptul, sigur că să vă gândiți la orice, dar nu-mi cereți mie acum să intervin. Asta încerc, să mă delimitez de a interveni în rolul guvernului, să mă duc acum să mă intervin în... Nu vă ceartă nimeni, eu înțeleg că aveți o postură foarte ingrată. Eu o să pun, întrebarea domnului Curea puțin altfel, domnule Suciu. Declarațiile repetate cu privire la faptul că în bugetul țării sunt găuri de miliarde și miliarde de lei și de euro și se tot vorbește despre asta în fiecare zi. Credeți că are un impact asupra cursului? Cred că situația bugetului are un impact asupra cursului. Dacă declarațiile reflectă situația bugetului, evident are un impact. Pe dumneavoastră nu știți care este situația bugetului, că doar datele sunt publice. Situația bugetului de la Ministerul de Finanțe. Nu am avut. Logic că nu există un alt buget decât de la Ministerul de Finanțe. Ok, trebuie să ne oprim pentru 20 de secunde. Deci dumneavoastră considerați că aceste declarații au un impact asupra cursului în condițiile în care ele reflectă adevărul, nu? Da, evident. Exact. Bun, dar acum vedeți dumneavoastră, s-au făcut o serie întreagă de declarații care nu știu dacă vreodată ar putea să fie probate că au reflectat adevărul. Cum ar fi faptul că România are bugete precum Al Capone, paralele. Cum ar fi faptul că sunt niște găuri, se vorbește în permanență despre aceste găuri, adică e foarte important, sunt multe adevăruri, cred, în interiorul instituțiilor statului, dar întrebarea este care e nivelul de a arunca acele informații în piață, a arunca acele informații în zona piețelor financiare și așa mai departe. Aici întrebarea mea este care sunt nuanțele, care sunt responsabilitățile în condițiile în care faci din acest lucru o retorică permanentă. Sigur că putem, că e o discuție aici, dar cred că impactul pe piețele financiare, cel mai important impact, vine din cifra deficitului până la urmă. Asta este cifra pe care nimeni nu poate interpreta, o ia ca atare și reacționează în consecință. Restul sunt declarații mai mult sau mai puțin oportune, mai puțin inspirate, politice, cum vreți să le luați, dar cifra până la urmă și în lumea finanțelor se lucrează cu cifre. Bun, și acum e vina pentru deficit. Mulțumesc, trebuie să ne oprim. Mulțumesc mult. Mulțumesc și eu. 20 secunde să o spot. Domnilor și domnilor, ministrul de Finanțe Florin Câțu iese în această seară cu noi acuzații foarte grave la adresa fostului guvern. Iată declarațiile făcute în urmă cu puțin timp. Nu fuseseră prevăzuți deloc bani în buget, nici pentru programul Tomata, nici pentru medicamente. Este adevărat. Și aici oamenii trebuie să înțeleagă ce s-a întâmplat în ultimii ani și că tot această activitate mizerabilă de a arunca gunoiul sub preș, de a arunca facturi în viitor, se oprește acum. Și da, și sunt programe, nu numai programul Tomata, și programe și banii pentru pensii, pentru salarii, așa de mult trâmbițate de toți cei din PSD, că sunt interesați tot timpul ei de pensii și salarii, nu erau bani în buget. Și atunci trebuie să facem această, să corectăm această nedreptate. Pe de altă parte, nu erau bani în buget nici pentru sectorul privat, plata concediilor medicale, rambursarea de TVA. Deci erau, sau banii rambursării de TVA se țineau pentru a nu mări deficitul și a plăti alte cheltuieli. Dar aici cred că ticăloșia a ajuns la nivel maxim când vorbim de banii pentru concedii medicale, banii pentru concedii pentru mămici și așa mai departe. Acești bani nu existau, nu sunt plătite, nu au fost plătite aceste concedii medicale de luni bune. Sunt cazuri de 6-7 luni de zile, altele 4 luni de zile. A trebuit să aducem totul la zi și să suplimentăm chiar în ultimele două zile și acea diferență de la 4,3 la 4,4 vine din faptul că au mai apărut situații noi și a trebuit să suplimentăm în special în aceste cazuri. La educație, bani pe care profesorii au câștigat în instanță pe legea 85, nu erau plătiți nici pe 2018, nici pe 2019, a trebuit să suplimentăm, dobânzi, etc. Deci situația, această rectificare de fapt arată adevărul pe care noi îl spuneam de foarte mult timp. Ceva nu este în regulă cu acest buget. De fiecare dată știți bine că deficitul creștea și într-o dată, în ultimele două luni,
totul se calma și ieșea exact unde trebuia să iasă. Ei, așa se făcea. Nu se plăteau facturi, se puneau pe spinarea sectorului privat. Sunt companii care intrau în faliment. Din cauza asta, oamenii nu își primeau drepturile, deși au plătit contribuții. Au fost 3 ani de zile de inginerii financiare care au fost semnalate de Comisia Europeană anul trecut în raportul față de România, care a spus clar că deficitul a ajuns mai mic de 3% prin faptul că facturile au fost amânate. Și dau exemplul TVA. Și să știți că au fost indulgențe anul trecut, pentru că au fost foarte multe facturi amânate. Cei de la Comisie nu au arătat nici ei tot adevărul. Cum să faci așa ceva? Cum să-ți permiți public? Și mie mi se pare că aici acest îndemn este un îndemn la furt sau fraudă. Bă, nu știu, ar trebui ceva să gândească acest îndemn al doamnei Guța de vădit, de a spune că să nu se plătească facturile, pare ceva ilegal aici. Secretarul de stat Cristian Băcanu de la Justiție pune degetul pe rană și propune o soluție. După aceea s-a cam speriat și spune că a fost o declarație nefericită, dar merită să discutăm despre subiect. Subiectul este marile averi și felul în care ele nu au fost impozitate sau nu sunt impozitate pentru că nu sunt la vedere. Vă voi întreba imediat care e soluția dumneavoastră pentru această problemă. Înainte vreau să știu ce credeți despre soluția pe care o propune secretarul de stat Băcanu, și anume ca toată lumea să completeze o declarație de avere pe care să o înregistreze și pe baza acelei declarații să se facă o comparație între venituri și ce deține fiecare. Cum e? Bine, nu am văzut și nu-mi dau seama unde a făcut el declarația aceasta. Lase, în ce context, la o dezbatere, lase. Da. Și spune că a fost o declarație nefericită, dar nu o retractează. Să știți că multe din aceste declarații, și eu am avut multe declarații pe care au fost scoase din context și par altceva. O să discut cu Cristi Băcanu, pentru că este Ministerul Justiției, este lângă Ministerul meu, o să am o discuție cu România și o să văd exact ce a vrut să zică prin această declarație. Știu și nu cred că este un tip intervenționist așa de genul ăsta. Vom vedea. Dar discuția despre marile averi și impozitarea, asta este altă discuție. Și să știți că aici reorganizarea ANAF este ceea ce va duce către așa ceva. Și la asta lucrez. Este un alt proiect. De fapt, amândouă sunt. Reorganizarea Ministerului Finanțelor Publice și reorganizarea ANAF, pe care trebuie să le fac în timp ce mă ocup și de buget și de rectificare. Și Băcanu mai pune degetul pe rană și într-o altă chestiune. Spune că nu există procurori specializați în povești fiscale, în cazuri fiscale, și că aici poate ar fi cazul să avem procurori specializați și parchete specializate. E simplu aici să se facă. Și spune că nu sunt unificate bazele de date. Adică ce știu cei de la taxele locale, ce știu cei de la fisc, încă nu sunt unificate bazele de date. Ce e așa de greu, domnule ministru? Este lucru pe care l-am întrebat și eu când am ajuns. Domnule, ce se întâmplă cu aceste baze de date, cu tot? Eu vă spun așa. Primul minister care o să aibă semnătură electronică o să fie Ministerul Finanțelor Publice. Dar din toată o să am o problemă, pentru că eu pot să comunic în Ministerul Finanțelor Publice cu semnătură electronică și fără hârtii, numai că nu pot să comunic cu celelalte ministere. Păi nu. Și atunci, și nu știți ce am eu, pentru că ce am eu, atunci, ce se tranzacționează, se înregistrează la taxele locale ce deține și eu am avut un proiect de lege în Parlament care era foarte simplu, avea, cred că, 2 paragrafe. Și spuneam așa, dacă în momentul o instituție a statului are o informație pe care o cere de la un alt, eu cer un cetățean, dar care este la o altă instituție a statului, trebuie să facă legătura instituției între ele, nu cu cetățeanul. Deci era foarte simplu, le puneam pe ele să facă așa ceva. Mă gândesc că este momentul să facem o hotărâre de guvern prin care le dăm instituțiilor statului, nu știu, 5 luni de zile, 4 luni de zile, și spunem așa, din moment după 4 luni de zile, dacă cer o informație cetățeanului X și o are instituția Y, o iei direct la instituția Y, nu mai cer la cetățeanul X. Punct și gata. Pentru că altfel, dacă nu facem așa, ne vom învârti în cer și fiecare va... Scuze are toată lumea și va veni întotdeauna cu scuze toată lumea și nu vom ajunge nicăieri. 30 de ani de zile să nu ai un sistem informatic complet este inadmisibil. Și asta și la corupție. Și trebuie să facem acest lucru. Și sunt deja am început. Veți vedea că sunt lucruri. Domnule ministru, despre strânsul curelei. E o declarație face cariera, a fost folosită peste tot. Se spune că nu se poate altfel. De altfel, chiar asta și spune declarația. Este declarația economistului șef BNR, Valentin Lazea, care spune așa. Nu există alternativă la prorogarea, adică întârzierea majorării punctului de pensie la 1 septembrie 2020. Este singura măsură capabilă a aduce deficitul la 3%.
O precizare importantă în explicația pe care o face, merită să știe telespectatorii noștri, majorarea va fi finanțată din bani pe care statul român nu îi are. Adică din împrumuturi din ce mai scumpe, am vorbit despre dobândă, pentru că toată această lege a pensiilor se bazează pe bani pe care statul român nu îi are pur și simplu. Deci cum e cu prorogarea majorării punctului de pensie de la 1 septembrie 2020? Am discutat despre acest lucru la începutul emisiunii. V-am spus că facem bugetul pe legislația în vigoare, nu se întâmplă așa ceva. Deci pentru dumneavoastră nu este o soluție asta? Nu o luați în calcul? Vă spun, între noi economiștii avem multe opinii diferite și în funcție de ideologii și de modele. Dar eu aici vin cu soluții. Și asta vreau să fac, o să vin cu soluții. Asta este diferența între a fi, cum eram înainte, economist independent, analist, și în funcție de ministrul de finanțe, unde trebuie să găsesc soluții. Și asta voi face, voi găsi soluții. Și veți vedea că vom putea să includem și punct de pensie anul viitor și să mergem, să nu există nicio problemă, dar să și arătăm un deficit de 3,5% din PIB. Dacă nu aș putea să fac asta, nu are sens să merg acolo. Deci asta este... știu discuțiile. În același timp, asta să știți că domnul guvernator a venit și a spus că ceea ce face guvernul este corect. Deci... putem să, deci, domnule ministru, dumneavoastră spuneți că la 1 septembrie 2020 punctul de pensie va fi 1775 de lei. Dacă asta spune legea. Cum spune legea, așa exact, spune legea. Exact. Va fi bugetat. Nu vom avea situația de anul acesta în care a crescut punctul de pensie de la 1 septembrie și nu au fost bani în buget, a trebuit să-i bagă la această rectificare. Multe instituții ale statului au cerut bani pentru pensii și unele aveau 4 milioane de lei, 5 milioane de lei, pentru că erau pentru ultimele două luni. Nu aveau bani de pensii în bugete. Nu mai vorbesc de Ministerul Muncii, care a cerut bani și astăzi în rectificare 40 de milioane, pentru că s-au recalculat pensii până în ultimul moment și ele intră în plată de la 1 decembrie și atunci trebuiau plătite. Care este economia tăierii pensiilor speciale și când va exista tăierea pensiilor speciale, domnule ministru? Și mai e o întrebare. Ce faceți cu salariile și pensiile nesimțite de zeci de mii de lei, nejustificate nici prin contributivitate, nici prin realizări neobișnuite, remarcabile? Ce faceți? Haideți să începem cu pensiile speciale. Pensiile speciale, eu am un proiect în Parlament de eliminarea pensiilor speciale în afară de cele pentru militari, care a fost votat, PSD a votat împotrivă. Sper că acum la Camera Deputaților să găsesc mai multă susținere și să-l trecem. Și atunci am face o economie. E clar că noi vrem un sistem de pensii pe contributivitate pentru toată lumea. Este ceea ce ne dorim, nu vrem să avem două Românii. Nu e nimeni mai special în România. Toți plătim contributivități, să luăm aceeași pensie. Există mai multe soluții la care ne uităm. Eu aș prefera, prin dezbatere în Parlament, să fie clar proiectul meu de lege, dacă nu alt proiect de lege, dar aș vrea să găsim soluția în dezbatere în Parlament și este și soluția... favorită a premierului de a merge în Parlament cu a găsi această soluție. Salarii nesimțite, adică salarii care ies din grilă pur și simplu. Reorganizarea. Veți vedea reorganizarea și la ANAF și la Ministerul Finanțelor Publice că vor dispărea multe din aceste probleme pe care le-au identificat cetățenii în România. Vorbiți astăzi despre ce se întâmplă în Ministerul Finanțelor, dar în alte ministere salariile nesimțite sunt peste tot la stat. Corect. Sper și sunt sigur că mulți dintre colegii mei vor face ceea ce fac și eu. Vor reorganiza și vor da curs, pentru că noi am fost cei care am spus asta în spațiul public. Noi am fost cei care am atacat salariile nesimțite, pensiile speciale, am atacat. Sunt sigur că mulți dintre colegii mei vor face la fel. Spus, trebuie să strângem cureaua, bugetul este Schweizer. Ce înseamnă că trebuie să strângem cureaua? Acolo l-am citat pe premierul României. L-am spus că trebuie să strângem cureaua. Eu sunt cu bugetul Schweizer. Da, bugetul, să ținem cura, este clar, pentru că a ajunge de la un deficit de 4,4% anul acesta către 3,5%, unde cred eu că trebuie să fim în viitor și vreau să fim acolo la 3,5%, înseamnă mai multe măsuri. Și eu aștept în continuare de la colegii mei ca restructurarea guvernului de la 28 de ministere la 16 să se vadă și în restructurarea ministerelor respective. Trebuie să se vadă acest lucru. Adică nu numai să ar fi dispărut ministerele care exact au dispărut, ci și trebuie în interiorul actualelor trebuie să fie mai puțin oameni. Exact, trebuie să avem un guvern mai suplu. Asta a fost tot obiectivul acestei restructurări de la 28 la 16 ministere. Să avem un guvern mai suplu. Dar vreau să vă spun ca să fie clar. Bugetul de anul viitor va avea banii în buget pentru pensii și salarii. Noi nu facem ticăloșii din asta. Dacă legea este în vigoare să crească punct de pensie, va crește punct de pensie. Deci nu facem așa ceva. Vom pune bani în buget de la începutul anului.
Dar vă spun că sunt o mulțime de programe astăzi în finanțate la buget care nu fac altceva decât să sifoneze bani către anumite sectoare în economie care erau legate de Partidul Social Democrat, bani care ajungeau la Partidul Social Democrat la un moment dat. Oprim această risipă, oprim acest mod ineficient de a folosi banul public. Până la urmă, trebuie să fim responsabili, pentru că banul public înseamnă taxele, impozitele, accizele plătite de cetățenii României, care muncesc și ei cum pot, fiecare pe unde poate. Nu trebuie să ne mai batem joc de banii oamenilor. Așa cum de fapt se făcea falsificarea bugetului și supraestimarea datelor. Creșterea economică la începutul anului a fost de 5,5% din PIB. Așa s-a construit bugetul. În timpul anului au venit trei informații de la Institutul Național de Statistică care arătau o decelerare a creșterii economice. Economia se ducea spre 4%, ultimul trimestru chiar a venit aproape de 3%. Niciodată nu a venit Comisia Națională de Statistică și Prognoză să-și revizuiască prognoza. A rămas la rectificare cu aceeași creștere economică. Așa s-au putut face aceste măsluiri și falsificări în buget. Iar acum, bineînțeles, e normal să ai venituri mai puține când ai supraestimat creșterea economică. Acolo am corectat, a fost demis președintele Comisiei Naționale de Statistică și Prognoză, este un nou președinte cu care am avut o discuție chiar astăzi și mă voi implica și eu în a mă uita la ce model se folosește estimare. Vom lua și expertiză poate de la Fondul Monetar, Banca Națională, pentru a avea un model modern de estimare și nu un model care este folosit doar în instrument politic. Supraacciza pentru carburanți, ați promis că o veți tăia. Este proiect de lege în Parlament României. Și de mine, din nou dezbatere în Parlamentul României. Și până atunci, așteptăm. Până atunci, acest guvern, să știți că a venit și a fost, atunci când am fost investit, premierul României a spus că nu vrea să dea ordonanțe de urgență. Singura soluție rămâne dezbaterea în Parlamentul României. Culmea e că n-ați dat nici măcar hotărârea pentru reorganizarea guvernului. Sunt încă, și aici și eu, suntem puțin în întârziere cu reorganizarea ministerilor, dar în curând vor veni. Am discutat și astăzi despre organizarea ANAF, urmează și reorganizarea Ministerului Finanțelor Publice și în ședința de guvern s-a amintit astăzi despre această ordonanță care trebuie să fie cât mai curând făcută. Până la sfârșitul anului? Cu siguranță, bugetul pentru anul viitor trebuie făcut pe noua structură a guvernului. Ordonanța 114, o să-mi spuneți că și aici e proiect legislativ? Nu, la ordonanța 114 se lucrează și sper să fie cât mai curând o soluție prezentată publică. Îi dau premierului plăcerea să vă anunțe soluția pentru ordonanța 114. Adică se întâmplă până la sfârșitul anului ăstuia? Premierul să vă anunțe, dar vă zic că o să premierul sâmbești. Ne va anunța soluția, dar spuneți-ne când se va întâmpla. Până la sfârșitul anului acesta. Până la sfârșitul anului ăstuia, da. Va exista o soluție exact. Pentru ordonanța 114? Eu zic că în următoarele zile va exista o soluție pentru ordonanța 114, premierul va anunța soluția. Din ordonanța 114, bugetul, statul, a încasat vreodată ceva anul ăsta? Mai puțin decât trebuie. N-am încasat, de exemplu, la taxa bancară, n-am încasat ce era estimat acolo și mai mult a creat probleme. Am încasat ceva, dar nu ce era în buget acolo. Deci adică nu ce era natura acestei ordonanțe a fost, de fapt, alta. Vă spun alta. Că problema este alta cu ordonanța 114. A creat probleme în economie și scăderea creșterii economice de la 5,5 la 4% se datorează în mare parte aceste ordonanțe 114, pentru că a pus frână în foarte multe sectoare din economie. În același timp, din cauza ordonanței 114, nu s-au făcut licitații pentru 5G. Și sunt 2 miliarde de lei la buget care nu au mai venit. Și în plus, neîncrederea despre care vorbeați mai devreme. Bineînțeles. Pentru că toată lumea s-a speriat de o mișcare intempestivă. Exact. A venit peste noapte. Țineți minte ce s-a întâmplat atunci cu moneda națională. Ce s-a întâmplat după aceea cu dobânzile și a fost foarte greu să corectăm. Banca Națională a trebuit să intervină atunci cu foarte mulți bani, câteva miliarde de euro, să stopeze deprecierea și după aceea s-a perpetuat tot timpul anul am străit cu ordonanța 114 și în același timp cu frica că de fiecare dată când vorbește Ministrul Finanțelor Publice din guvernul PSD, vine și ne mai dă ordonanța 114 și încă ordonanța 114 și așa mai departe. Deci lumea avea o frică de a vedea public pe acești oameni. Cum e cu rachetele? Cumpărăm rachete? Iarăși, am plătit, bineînțeles că avem contract să cumpărăm rachete. Ce să facem? Să le spunem americanilor că... E vorba despre rachetele de Patriot. Da, avem contract și am plătit o tranșă din acea rachetă. Aici arată clar, din nou, în ce direcție mergea acel guvern. Stați aici... puțin. Doamna Vasilescu spune că ați ținut neapărat, vreți să cumpărați rachete, dar noi știm că ăsta e un contract vechi. Este un contract, da, nu că vrem noi. Dumneavoastră doar îl plătiți. A venit o factură, nu e un contract făcut de noi. Este o factură.
Dar faptul că ei vor, de fapt, implicit să nu facem acest contact, arată clar unde sunt simpatiile acestui guvern. Nu sunt către NATO și către Uniunea Europeană, al PSD-ului. Nu sunt către NATO și către Uniunea Europeană. Sunt către alte țări. Și ar dori ca noi să nu fim, să nu fim protejați, să stăm așa liniștiți aici, să vină băieții aia să treacă prin România liniștiți, să facă ce vor ei. Noi nu vom face asta. Această guvernare este o guvernare care reface legăturile cu NATO și reface legăturile cu Uniunea Europeană. Și vă spun, am găsit niște legături cu Comisia Europeană rupte. Listarea CEC la bursă. Da. În primul rând spuneți-ne de ce. Și în al doilea rând spuneți-ne că orice... de când, că vrem și noi acțiuni. În primul rând știm că hidroelectrica este avansat proiectul de listare la bursă și sper să se facă în acest an. Este în programul de guvernare al Național Liberal. La fel și CEC. Și aici vă spun, argumentul este foarte simplu. Transparență, guvernanță corporativă. Avem nevoie de nu numai bani la buget. Asta e o problemă. Dar atunci când ai o companie listată la bursă, totul devine transparent. Este mult mai greu să furi bani. Sunt criterii de performanță, intri în competiție cu alte instituții similare, deci avem numai de câștigat. Așa au fost construite companiile puternice în lumea asta. Companiile state la bursă și apoi au fost toate companiile care ne plac nouă și cu care ne mândrim, sunt listate la bursă. Pentru că transparența, predictibilitatea ajută. Și mulți dintre cei care poate se uită puțin ciudat și spun să nu facem acest lucru, sunt sigur că au cumpărat o acțiune poate la Facebook, Apple și așa mai departe, alte companii. Rezistență există aici? Simțiți? Cu siguranță, dar CEC? Din partea socialiștilor de stânga. Oameni de stânga care vor de fapt un stat mare, un stat la tot puternic, o dictatură. Numai acolo există rezistență. Din partea dreaptă, vă spun, oamenii liberi, oamenii onești, cetățenii privați, doresc listarea CEC și doresc transparență la CEC. Dar, bineînțeles, de la socialiști noi de ce se așteptă altceva decât să se opună. Ei doar fapta că ar putea să naționalizeze, așa cum au încercat să naționalizeze prin 1-2 de pensii și am oprit, ar fi foarte fericiți. Acolo e pe naționalizare. Noi suntem pe liberalizarea pieților și pe transparență. Când? Când vom putea cumpăra acțiuni CEC? La bursă. Știți că nu este un proces foarte rapid, dar voi începe discuțiile inclusiv cu Banca Națională. Un an? Da, cam așa este. Cam asta peste este, un an? Cam asta este termenul, da. Vor fi tranzacționate, spuneți că minimum 20% minimum din acțiuni. Minimum 20%, da. Da. Statul acum cât are la CEC? 100%. 100%? Da, este Banca Națională de Stat. Bun, domnul Luța Vasilescu, vă acuză direct domnul... Cât timp îmi dați? Că a vorbit o jumătate de oră. Ar trebui să-i răspund la fiecare aberație în parte. Bun, mulțumesc. În primul rând, aș vrea să vă spun că dacă omul nu este plopist, este foarte rău intenționat. Cum ați pentru zis? Că plopist? Plopist, da. Dacă vreți să schimb termenul habarnist, ca să înțeleagă toată lumea despre ce este vorba. Acuză și își dă singur răspunsul. Spune că nu s-au pus suficienți bani de pensii anul acesta. Vreau să vă spun că în fiecare an am auzit același lucru de la ei. Nu sunt suficienți bani de pensii și de salarii. Și au fost de fiecare dată. În fiecare an, la sfârșitul anului, se face o rectificare la bugetul de pensii. De ce? Răspunsul și l-a dat singur. Pentru că până și în zilele acestea se calculează pensii. Adică sunt foarte mulți oameni care intră în sistemul de pensii astăzi, au intrat ieri, alaltări și așa mai departe. Evident că aceștia nu au fost luați în calcul de la începutul anului, dar ei sunt luați în calcul la rectificările bugetare de fiecare dată. Deci asta se întâmplă la sistemul de pensii. Înțeleg că o știa, dar a preferat să spună că am făcut noi nu știu ce nebunii pe acolo. Apoi, vorbea despre un deficit de 3%, ca să înțeleagă toată lumea ce înseamnă pentru noi să păstrăm deficitul sub 3%. Dacă deficitul este mai mare de 3%, Comisia Europeană vine și ne activează o clauză și ne obligă să tăiem din cheltuieli. De unde se taie aceste cheltuieli? De unde s-au tăiat și în anul 2010? De la pensii, salarii și așa mai departe. Pensiile le-au impozitat, nu le-au tăiat, dar le-au impozitat. De fiecare dată, noi am încercat, într-adevăr, să ținem deficitul sub 3%, tocmai ca să nu vină cineva să ne oblige să facem aceste tăieri de cheltuieli. De fiecare dată, domnul Câțu a spus, o să vedeți că se închide România pe 4%, la un moment dat, într-un an, ne-a spus că ne închidem pe 7% deficit. Niciodată nu ne-am închis, el nu este în stare să închidă acest deficit la 3%, ceea ce va cauza probleme în viitor.
Spune despre banii pentru programul tomate și așa mai departe că nu au fost prinși în buget. Este o minciună. Este o minciună. Sunt oameni care și acum, dacă mergeți în piețe, găsiți până în luna decembrie tomate românești, tocmai pentru că fermierii și-au primit banii și au putut să acceseze acest program. Apoi ne vorbește despre restructurarea care trebuie făcută în ministere. Păi, ce restructurare au făcut ei până acum? Că deocamdată la Ministerul Transporturilor înțeleg că sunt 116 posturi în plus față de ceea ce erau înainte. Apoi au comasat Ministerul Educației și Ministerul Cercetării și le-a dat un număr mai mare decât aveau cele două ministere separate la Ministerul Educației. Deci până acum nu au făcut altceva decât să-și aducă neamuri, cunoștințe și așa mai departe ca să vorbesc fix în limbajul lor. Apoi ne spune despre Comisia de Prognoză care în fiecare an a calculat greșit deficitul, tocmai sau PIB-ul, tocmai pentru a se induce în eroare și a putea noi să ne închidem pe deficit. Vreau să vă spun, Comisia de Prognoză este singura instituție de peste tot din lume care a dat o prognoză corectă a creșterii economice. Uitați-vă pe ceea ce ne-a spus ani de zile Banca Mondială, Comisia Europeană, Fondul Monetar Internațional și ce ne-a spus Comisia de Prognoză și o să vedeți că singurii care au ghicit, ca să zic așa, creșterea economică au fost cei de la Comisia de Prognoză. Apoi ne vorbește despre ordonanța 114. Deocamdată nu vor să arate ce vor face cu această ordonanță. Pentru noi e destul de clar, pentru că au spus-o și până acum ce interesează, băncile, pilonul de pensii și așa mai departe. În schimb, vor să elimine acea plafonare a prețului la gaze și la energie electrică. Asta au spus-o cu subiect și predicat. Astăzi Eurostat a venit cu cifrele pentru România și Ungaria, care au cel mai mic preț la gaze și la energie electrică, tocmai din această cauză, pentru că noi am plafonat prin ordonanța 114, de anul viitor nu o să mai fie nici chestiunea asta, cum nu o să mai fie nici deficitul sub 3%. De asemenea, ne vorbește despre listarea CEC. Vezi, doamne, pentru transparență și așa mai departe. Noi am capitalizat CEC-ul cu suma de 1 miliard de lei, aproape 1 miliard. De ce? Tocmai pentru a deveni o bancă puternică, pentru a fi un jucător puternic în piață, pentru a avea o bancă românească puternică. Ce fac ei acum? Prima oară vând un pachet de 20%, probabil anul viitor, când nu o să mai aibă bani, că se vede clar că nu știu cum să gestioneze banul țării, o să mai vândă încă 20% și așa mai departe, o să rămâne și fără această bancă, așa cum o să rămâne și fără portul Constanța, așa cum o să rămâne și fără aeroportul București. Apropo de rachete, rachetele, să știți că se puteau plăti și în luna ianuarie. Ca și arieratele, despre care vorbește dumnealui, spune că e ușor penal ce am spus eu, că ar trebui plătite imediat facturile. Păi noi când am venit la guvernare am plătit arierate și de 7 ani. Și el spune că o întârziere de 30 de zile este o nebunie. Nu e o nebunie ce face el, că nu ține deficitul sub 3% și face toate aceste cheltuieli acum. În afară de rachete, ieri în CSAT s-a mai aprobat și achiziția unor avioane de luptă. Foarte bine, dar nu poți să duci mai departe toate aceste cheltuieli anul viitor, tocmai ca să-ți ții ținta de deficit la care te-ai angajat în fața Uniunii Europene și să nu vină după să-ți ceară Comisia Europeană ca să faci acele reduceri de cheltuieli care se prefigurează. De asemenea, mai spune că am încercat să naționalizăm pilonul 2 de pensii. Asta este o prostie pe care o lozinca lor, pe care am încercat de fiecare dată să o explicăm. Nu avem cum să naționalizăm pilonul 2 de pensii. În schimb, ce am făcut noi și ce vor să schimbe ei? Am lăsat dreptul populației de a opta pentru pilonul 2 de pensii. Acum, prin această ordonanță celebră 114, acum vor ei să vină și să ne oblige iarăși pe toți să fim la pilonul 2 de pensii. Domnul Gâdea, ca să înțeleagă toată lumea, în conturile românilor, media unui cont la pilonul 2 de pensii este de 7.000 de lei. Faceți un calcul pe ceea ce înseamnă după vârsta de pensionare cu speranța de viață și o să vedeți
că vă dă ca și calcul o pensie de 10 euro pe lună. Asta înseamnă pilonul 2 de pensii. De ce să nu-mi dai mie posibilitatea să optez dacă vreau să dau mai departe la pilonul 2 de pensii sau vreau să merg la pilonul 1 de pensii, unde am făcut o lege în sfârșit dreaptă, care crește punctul de pensie și care va asigura niște pensii decente românilor și să mă forțez ca banii mei să se ducă la niște administratori privați care au un randament sub ceea ce înseamnă la ora actuală cumpărarea de titluri de stat. Deci dacă eu îmi țin banii în aceste conturi sau îi investesc în titluri de stat, e mai rentabil pentru mine să investesc în titlurile de stat. Sunt foarte multe lucruri. Eu îl invit pe domnul Câțu, care este mare finanțist, la o dezbatere de unul la unul, că înțeleg cu domnul Teodorovici n-a avut curaj. Eu n-am făcut economie, în schimb am învățat foarte multe în această perioadă în care am fost ministru al muncii. Să discutăm odată, dacă vrea, într-o emisiune de televiziune, față în față cu calculele pe masă. Pentru că oamenii sunt plopiști și o să arunce țara asta în noroi. Foarte repede. Deja a ajuns euro la 5 lei, ceea ce este foarte grav. Deja au dus deficitul în cap, pentru că fiind peste 3%, deja vorbim de 4,4. Încă n-a ajuns la 5 lei. E 4,9. Săptămâna asta ajunge la 5 lei. Eu garantez că până în sărbători va fi treaba asta. Deci oamenii fac câte o gafă pe oră. Nu poți să te ții la ei să dai comunicat de presă, să explici oamenilor ce se întâmplă și ce îi așteaptă, de câte gafe fac în actul de guvernare. E inadmisibil așa. Domnule Bogdan Ficiac, cine are dreptate? Din punctul meu de vedere, trebuie să despărțim aici realitatea și asta ar trebui discutată foarte clar, probabil față în față sau eu știu, cu cifrele pe masă, și manipulările electorale. Deci noi am fost și vom fi încă un an de zile în campanie electorală și aici se vehiculează, iar unii dintre competitori acționează ca la carte. Deci pentru a câștiga o competiție nu trebuie să te adresezi cetățeanului cu lucruri raționale, cu cifre, cu tot felul din astea, ci trebuie să creezi un război. Revoluția permanentă, nu cum spunea Stalin. Revoluția permanentă. Dar trebuie să creezi un război. Ca să ai un război, trebuie să creezi un inamic. Da? Creezi acel inamic, induci, injectezi spaimă în populație, că dacă ăsta vine sau dacă ăsta rămâne, atunci e jale, va fi toată lumea nefericită și apoi îl demonizezi în așa fel încât oamenii să nu-l mai vadă în ochi, îl etichetezi, îl stigmatizezi cu tot felul de etichete în astea care să îi distrugă fața umană, să spunem așa, și atunci, normal că ai șanse foarte mari de a câștiga. Noi la un astfel de război asistăm și, după cum vedem, a fost și după cum se vede și din sondajele post-electorale prezidențiale, să zicem așa, e în continuare de foarte mare succes. Aduce puncte tot mai mult, fără ca lumea să-și pună problema, bă, dar o fi adevărată gaura aia, nu o fi adevărată, bă, dar cum e cu alea, cu luăm avioane, nu luăm, dar de ce polonezii iau de 5 ori mai multe decât noi, dar pun legea offset-ului și investesc bani în țară și noi doar dăm bani pe tot felul de joarse la mâna a doua, de ce lucrurile astea nu se mai pun? Se merge tot la fel, pe de o parte pe injectarea fricii și pe de altă parte, ca de 15 ani, pe injectarea urii. Iar lucrurile astea și arată efectele. Dacă mai permiteți încă o replică, apropo de gaură. Noi am prognozat un PIB anul acesta de 1022 de miliarde. Acum prognoza Ministerului de Finanțe, pe care cu onor îl conduce, onor între ghilimele, domnul Câțu, este 2040 de miliarde. Deci este un plus de 18 miliarde, 1040. Nu o gaură de 18 miliarde. 1040 de miliarde, am spus 2000. 1040 de miliarde. Deci 1022 prognozat la începutul anului, 1040 acum. Care-i gaura? Adică oamenii ăștia, eu înțeleg că au ajuns la putere, s-au trezit cu toată puterea în brațe, nu știu ce să facă acum cu ea și vin și dau vina pe ceilalți. Fraților, noi am ținut deficitul sub 3%, când voi n-ați spus că nu se poate. Noi puteam să-l ținem și acum, că noi n-am știut că plecăm de la guvernare. Nu eram nebuni să prognozăm ceva și să facem niște calcule știind că vom rămâne la guvernare și în anul 2020. Domnule Nichifor, cine are dreptate?
E greu de zis, însă eu cred că știrea serii este ce spunea domnul Câțu, că anul viitor vom avea deficitul de 3,5. Cred că asta este foarte grav. În situația în care în seara asta a adoptat HG-ul cu rectificarea bugetară, când au spus că închid anul pe 4,4 deficit, și cu nonșalanță arată domnul Câțu că anul viitor va fi la fel de rău. Faptul că și anul acesta nu ne închidem pe ținta de deficit, nu mai respectăm Maastricht-ul. Anul viitor la fel înseamnă că oamenii ăștia sunt pe lângă subiect. Noi nu i-am votat și mă bucur că am făcut lucrul ăsta și sincer am așteptat că vor veni cu profesioniști. Nu știu, Rubini, cineva expert la dezvoltare, la finanțe, oameni serioși. Însă dezvoltare eu cred... e expert. Domnul Grindă, însă ceea ce mă gândesc eu cu oroare, da, aș putea spune un cuvânt nepotrivit, este că se dorește un plan de hard landing, de aterizare forțată a economiei, cursul leu-euro a scăpat de sub control, ținta de deficit este mult depășită și e limpede de ce fac asta, pentru că acord politic în Parlament pentru anticipate nu vor obține. Și atunci provoacă artificial o criză de proporții financiară, așa încât anul viitor catastrofă, apocalipsă, va fi rău, cursul la 7 lei, habar n-am cât, deficitul, rachetele cu tare, pensii tăiate și în felul ăsta vor face anticipate, vor forța căderea guvernului propriu, nu își vor mai asuma responsabilitatea, sperând că luna de miere politică va ține mai mult decât până în decembrie. E un scenariu în care cred foarte mult și evident că își doresc să conserve acest spor electoral pe care l-au obținut acum la prezidențiale și în felul acesta să dețină controlul în Parlament. E foarte greu, știm cu toții lucrul ăsta, să negociezi fiecare lege în Parlament și cu PMP și cu PSD și cu Pro-România și cu mai nu știu care și atunci cu siguranță e un calcul meschin electoral de a câștiga puterea totală. Cred că lucrul ăsta este foarte clar și cred că toți trebuie să luăm atitudine. Au suficient, au președinte, au guvern să-și asume responsabilitatea, da? Și eu îi cer domnului Câțu ca dimineață împreună cu tovarășul ăla de la justiție amândoi demisia repede, da? Repede. Domnule Jelea, vă întreb un lucru ce mi se pare important. Mie mi se pare că una dintre știrile serii este totuși această situație dintre BNR și Ministerul de Finanțe. Absolut. Deci economistul șef de la BNR face o declarație că trebuie prorogată legea pensiilor. Ceea ce cred că până la urmă toate aceste afirmații, spunea Mirel Curea mai devreme, ce-o fi cu milioanele de pensionari care stau în fața televizorului, domne, se anulează legea, nu se anulează, crește, nu crește pensia. Vine purtătorul de cuvânt al BNR și zice, domne, ce a zis domnule economist șef al Băncii Naționale, nu, noi nu suntem de acord. În seara asta apare ministrul de finanțe care vorbește despre un fel de apocalipsă, spune, domne, dar banii de pensii și de salarii îl vom da, că noi nu facem asemenea ticăloșii, pentru că știu ce s-a întâmplat cu PDL-ul în momentul în care au făcut treaba asta, au ieșit din istorie. Și știu că au alegere anul viitor. Și știu că au alegere anul viitor. Dar ducând deficitul atât de sus, ne va obliga Comisia Europeană anul viitor să facem aceste reduceri de cheltuieli, care se duc direct în salarii și pensii, ca să înțeleagă toți ce îi așteaptă. Da? Până la urmă asta s-a votat. Bun, totuși, mi se pare că, adică, nu știu, vă întreb, sunt mesaje coerente, sunt mesaje care... sunt clarificatoare, care dau încredere? Dacă dau sau nu încredere, știți că încrederea de regulă e o chestiune care se construiește emoțional și nu pot să mă pun în locul tuturor să realizez care este impactul. Dacă sunt coerente, da, sunt coerente și aș vrea să remarc în primul rând faptul că, din cât am înțeles, domnul Câțu cumva a validat, a confirmat inițiativa domnului secretar de stat de la Justiție. Mai mult decât atât... A validat-o și nu prea. Nu, a spus că nu a auzit-o, nu a spus că nu este de acord, ba mai mult decât atât, în mod evident, dumnealui, probabil având în responsabilități din punct de vedere operațional această inițiativă, probabil că va trebui să discute cu domnul secretar de stat. A spus că sunt vecini de ministeri. Da, a spus că sunt vecini de ministeri și că se vor întâlni, evident. În parcare. Deci am auzit... Nu știu dacă presupun că nu în parcare, dar mă rog, se vor întâlni să discute felul în care se poate implementa această inițiativă. Unde aș putea identifica nu o lipsă de coerență, dar o chestiune care ar putea afecta din punct de vedere electoral întreaga situație, este faptul că niciun guvern nu își permite într-un an electoral, mai avem o lună de zile și intrăm în anul electoral principal, nu își va îngădui să ia niște măsuri complet nepopulare, riscând astfel să scadă în nivelul de favorabilitate. Mai mult decât atât, eu ce am văzut foarte limpede în tot ceea ce s-a discutat în principal de la nivelul domnului Iohannis,
Și o bună parte din purtătorii de mesaje ai Partidului Național Liberal sunt, e chestiunea alegerilor anticipate. Dacă asta ar trebui să se întâmple undeva în primăvară, chiar dacă domnul prim-ministru înțeleg că a fost mai reținut și a spus că momentan sunt alte priorități pentru guvern, aici aș vedea un punct de legătură între situația cu salariile, cu pensiile și tot ceea ce înseamnă sistemul bugetar, între ceea ce își dorește domnul președinte Iohannis și între ceea ce se poate realiza din punct de vedere operațional în Parlament. Eu mi-aș îngădui să duc această discuție cu permisiunea dumneavoastră pentru a explica o chestiune destul de simplă. Am senzația că multe discuții se fac foarte tehnic și cel puțin în cazul pensiilor e o chestie simplă. Acest sistem, mă va corecta doamna Olguța Vasilescu dacă sunt în eroare, acest sistem, cred că am mai spus în emisiunea noastră, este un sistem care funcționează după un principiu și o gândire de la final de secol XIX, de pe timpul lui Bismarck. Asta înseamnă că cei care suntem în activitate și încasăm salarii, plătim o contribuție socială care se repartizează ulterior către pensionari. Ținând cont de faptul că astăzi, spre deosebire de final de secol XIX, nu mai avem o speranță de viață de 2, 3, 4, 5 ani după pensionare, ci de 20-25 de ani, de regulă aceste sume nu mai ajung, motiv pentru care există întotdeauna și în toate țările un anumit deficit la acest buget de pensie, adică la această balanță între ceea ce se acumulează de la fiecare dintre noi pentru a fi redistribuit la pensionari. Însă, din câte știu, în anul 2016 acest deficit era de 16 miliarde, iar acum a ajuns la 2. Deci putem spune, fără îndoială pe cifre, că în ultimii 3 ani de zile acest deficit a scăzut. Asta este, din punctul meu de vedere, acesta e din punctul meu de vedere principalul argument pentru care ar trebui să găsim o formulă prin care cei oameni care depind în mod exclusiv de aceste venituri, sunt părinții noștri, sunt bunicii noștri, aici nu e o chestie care ține de ideologie, e o chestie care ține de suflet și de omenie. Cred că suntem responsabili în fața lui Dumnezeu, fiecare dintre noi, să avem grijă de acești oameni care, în condiții mai bune sau mai rele, ne-au crescut. Revenind și cu asta închei, ca ultimă idee, incongruența de idei nu mi se pare în această abordare libertarian-monetaristă pe care o are domnul Câțu. Ceea ce nu înțeleg este felul în care, ducând deficientul în sus și riscând un infringement de la Comisia Europeană, pe de o parte, făcând pe de altă parte, cum la dumneavoastră emisiune am văzut, o sumă de declarații dumnealui cu privire la relaxarea fiscală, deci vom cheltui mai mult, vom încasa mai puțin prin relaxare fiscală, am putea să obținem rezultate la alegerile anticipate sau la alegerile la termen care să poată conduce la o continuare acestei guvernări. Asta nu înțeleg. Da, la finalul acestei zile, domnilor și domnilor, avem câteva declarații pe care le-am văzut, pe care le-am văzut în această emisiune, declarația domnului Băcanu de la Justiție, care este în mod evident dezavoată la această oră. Înțelegem că e mare supărare în zona PNL pe ceea ce a făcut domnul Băcanu. Este, desigur, declarația domnului Lazea de la BNR, care aflăm în această seară, prin vocea purtătorului de cuvânt, că este dezavoată de conducerea băncii, și declarațiile din această seară al ministrului de finanțe, care vorbește foarte clar despre faptul că pensiile, salariile nu vor fi înghețate, că se merge mai departe, și o serie întreagă de alte informații ce mie mi se par interesante, inclusiv cu cecul. Acolo e desigur ceva foarte, foarte interesant. Breaking news. Doamnelor și domnilor, lumea este oripilată de ceea ce s-a întâmplat în portul Midia. Vasul acela care s-a scufundat, mă rog, scufundat e un fel de a spune, ați văzut imaginile, și pe care erau atât de multe oi, cred că 13.000, au fost salvate atât de puține. Nici, o să vedem exact care este numărul, dar foarte, foarte puțin. Un dezastru, o catastrofă, așa cum foarte, foarte rar îți este dat să vezi. Gestionarea a fost proastă. Înțeleg că primul ministru astăzi din ședința de guvern a reproșat astăzi miniștilor de resort acest lucru și spunea un lucru evident, că a fost nevoie ca după 3 zile să se ducă doctorul Raida Rafat și să rezolve problema. Ei bine, astăzi, cei care se luptă pentru animale în zona ONG-urilor erau la locul faptei, tocmai pentru a vedea, pentru a oferi o mână de ajutor, au făcut lucruri minunate cei din zona ONG-urilor. Însă în momentul în care filmau aducerea la țărm a unor oi care mai erau încă în viață, la o aruncătură de băți, erau niște persoane care băteau cu bestialitate niște vaci. În primul rând le înțepau ca să poată să le dea jos dintr-un tir
și apoi să le urce pe vas, imaginile sunt dramatice, dar e foarte important ca aceste lucruri să fie văzute. E foarte important ca aceste lucruri să fie știute, pentru că așa ceva este inacceptabil și profund ilegal. Să lovești animale cu bestialitate este profund ilegal. Și inumă. Ce trage! Păi ce bețe iardă! Vom relua, nu prea mult, imaginile când animalele sunt lovite. Domnule avocat, ce e asta? Cu siguranță o chestiune extrem, extrem de gravă pentru România contemporană. Nu mă interesează în mod special, deși acesta este subiectul, barbaria efectivă, atrocitatea în raport cu niște animale, ci mentalitatea din care provine. Noi nu înțelegem un lucru. Nu-l înțelegem și trebuie să-l punctăm. Nu sunt eu înțeleptul zilei care se puncteze, din potrivă sunt contrariu acestui lucru. Dar atunci când tu vezi la televizor un ministru care nu știe decât să acuze pe predecesorul lui, tu nu poți să înveți nimic. Atunci când tu nu știi decât să te cerți, nu știi să faci pace și să arăți cât de bun ești tu în sufletul tău și ca profesionist, atunci lansezi în plan macrosocial o contraeducație, un barbarism care se răstrânge asupra animalelor, asupra oamenilor, unul împotriva altuia, asupra faptului că există, dacă vreți dumneavoastră, un soi de răsmeriță morală. Nu mai avem respect reciproc unul față de altul. De la cine să învețe copilul în școală când se vede că în fruntea țării nu pot de la tribunele cele mai înalte ale statului decât să se certe? Pentru Dumnezeu Sfânt, eu n-am înțeles un lucru până mai ieri. Cum e posibil ca oamenii să se îndrepte spre astfel de oameni pentru a-i vota în fruntea țării când ei nu știu altceva? Și am înțeles că pe om, ca să poți să-l stăpânești, îi dai teroare, îl pui la tot felul de declarații, dai o teroare efectivă de care neamul acesta a avut parte, iar pe de altă parte îl aduci în această atrocitate morală ca să-l stăpânești efectiv în contextul în care el nu mai vede bine lucrurile. Le vede difuz și atunci, în mod evident, unde îl chemi cu cele mai acurate momeli, el vine. Este momentul pentru Dumnezeu Sfântul să înțelegem odată că un om în viața lui
Nu poate ca o pasăre să zboare fără două chestiuni fundamentale. Respectul față de cei din jur, care este o educație elementară, și credința fundamentală în Dumnezeu, de unde vine morala elementară. Fără morală și educație noi nu putem. Iar cine nu înțelege în fruntea țării aceste lucruri, ca să ne dea nouă exemple, ar trebui să plece. Dar să plece pentru că majoritatea înțeleg și îi extirpă. Luăm o scurtă pauză. După pauză continuăm cu ceva și important și interesant. Rămâneți cu noi. Ne uităm la imaginile din portul Midia, sunt dramatice, e dramatic tot ce se întâmplă acolo, modul în care s-a intervenit în cazul oilor, modul în care sunt bătute aceste animale, priviți aceste imagini terifiante. La o aruncătură de băzi de locul tragediei, alte animale sunt îmbarcate pe un vas, iar în imagini veți vedea cum, iată, în prima instanță sunt împunse pentru a fi date jos din acea mașină. Și după ce sunt coborâte, dincolo de gardul acela, se vede cum sunt bătute cu bestialitate cineva care are o, nu știu ce se spune, un par. Domnul Ionescu, un comentariu. Știți, gradul de civilizație al unei societăți este dat de modul în care își tratează animalele, spunea Gandhi. Aici avem de-a face cu infracțiune. Pentru că legea 205/2004, la articolul 6, punctele H și J, ne spune că maltratarea, aplicarea de rele tratamente, schingiuirea animalelor este infracțiune. Din păcate, în Parlament zace o modificare a acestei legi care să prevadă niște amenzi mult mai mari. Ce s-a întâmplat însă în portul din Midia este că din cele 14.600 de oi, că 14.600 au fost, au fost salvate în seara aceasta, s-a terminat operațiunea de salvare, a 243. 43. Conform, eu sunt în conexiune, vorbesc inclusiv acum în pauză, am vorbit cu 3 din cei câțiva eroi care au fost acolo. Mă refer, de exemplu, la medicul veterinar Ovidiu Roșu, mă refer la medicul Cookie veterinar Cuchi Bărbuceanu, mă refer, de exemplu, la Florin Mladin. Mă refer, de exemplu, de asemenea la ISU, la pompieri, la Autoritatea Națională pentru Salvarea Vieții Omenești pe Mare, la Autoritatea Navală. Știți la cine nu mă refer însă? Nu mă refer la ANSVSA. Nu mă refer la DSV Constanța. Aceste instituții care au permis ca acel vapor să fie, se pare, supraîncărcat. Aceste oi fac parte dintr-un contract, pentru că trebuie să vorbim în cifre și este foarte cinic acest lucru, dar trebuie să spunem lucrurile pe nume. Fac parte dintr-un contract, eu nu i-am înțeles rostul, care a fost semnat în primăvara acestui an, de export de 200.000 de oi în țările arabe. Animale vii. Asta este problema, de fapt. Soluția la ceea ce vedeți acolo este una foarte simplă pe care i-am spus-o inclusiv domnului ministru actual al agriculturii, domnului Oros, când împreună cu dumnealui făceam front comun în această vară pentru oprirea exportului a 60.000 de oi, încălcând regulamentul 1/2005 al Parlamentului European, care ne spune că nu pot fi exportate la temperaturi de peste 30 de grade animale vii, în Golful Persic, ajungându-se la 60 de grade, poate și mai mult. Și în loc să luăm exemple de bune practici, precum Australia, de exemplu, care a interzis și a refuzat să mai facă un astfel de export și astfel de transporturi, noi am ales, din motive meschine, îndrăznesc să spun, să supunem la acest risc aceste animale. Paguba economică, există și paguba economică, undeva la 3 milioane de lei. Dar soluția este una foarte simplă și am spus-o atunci și o repet acum la dumneavoastră și sper ca actualul ministru al agriculturii să audă acest lucru, Parlamentul să audă acest lucru. Interzicerea vânzării de animale vii. Iar pentru cei care vor aduce, da, la export mă refer, da, corect, interzicerea exportului de animale vii. Iar pentru cei care îmi vor aduce argumente economice, o să le răspund spunându-le că este mult mai avantajos pentru România să facă și să adopte o astfel de lege. Pentru că procesarea, sacrificarea, dacă îmi permiteți, a acestor animale pe teritoriul României, respectând condițiile de protecție și de bunăstare a animalelor, chiar și în acest procedeu de sacrificare, nu va face decât să
creeze locuri de muncă, o valoare adăugată, care va permite să încasăm mai mulți bani. Aceasta este soluția, este foarte simplă, dar trebuie implementată acum. Pentru că ceea ce vedeți acolo este infracțiune. Infracțiune la imaginile pe care le arătați cu acele animale care sunt maltratate pentru a fi urcate pe acel vapor. Iar bătaia de joc vis-a-vis de aceste 14.357 de suflete care au murit în agonie și poate că mai multe ar fi putut fi salvate dacă se intervenea imediat. Dacă la acest lucru adaug cele 18 ore petrecute de acel urs doar pentru a fi împușcat și valorificat de vânători, adică pielea vândută, carnea vândută și capul un trofeu. Gradul de civilizație al unei societăți este dat de modul în care își tratează animalele. Vă rog, domnule Nichifor. În Parlament există un proiect de lege pe care îl susțin și la care sper să fie prezenți și cei de la ARCA, Cuchi, Ovidiu, Florin, pe care îi felicit cu sinceritate. Au făcut o muncă acolo uriașă. Să fim cu toții convinși că nu e ușor să salvezi animale. Nu e ușor să salvezi oameni. Vieți, la urma urmei, sunt ființe și Parlamentul trebuie să decidă. Cred că e momentul ca România să devină o țară mai civilizată. Cred că România are acum un context favorabil prin care să poată câștiga mai mult. Pentru că în momentul în care vom interzice exportul de animale vii, evident vom avea export de carcasă, export de produse cu valoare adăugată. Asta înseamnă că în România vom crea locuri de muncă, vom crea un lanț mai complet de la producător, la procesator și la exportator și în felul ăsta cred că vom putea câștiga cu toții. Dar e o lecție pe care trebuie să o învățăm și nu mai avem timp să sărătăm foarte mult. Cum spunea și domnul Ionescu, s-au pierdut ore prețioase. S-a pierdut timp pentru inactivitatea celor care sunt responsabili. Și aici avem și minister, avem și autorități, că sunt locale, că sunt centrale. E de remarcat efortul făcut de cei care vin din zona aceasta de voluntari, de activist. Și o lecție pe care au dat-o celor care erau obligați și plătiți să facă lucrul ăsta. Îi felicit din tot sufletul. Bun. Mergem la următorul subiect. Domnul Ciuvică, ați înțeles ce se întâmplă în PSD? Parțial. Domnul Fifor cu domnul Teodorovici, ați înțeles care-i treaba? Asta am înțeles puțin, că s-au certat, s-au înjurat pe acolo, erau să se bată și asta. Da. Pe mine mă interesa mai mult chestiunea de ansamblu, așa. Acum vine domnul Col de a, practic, la PSD. Aveți dovezi? Păi dovezile vor fi materializate prin venirea domnului Dâncu. Păi domnul Dâncu acum ce e? Domnul Dâncu este omul lui Col de a fost tot timpul și am înțeles că reformarea PSD-ului o va organiza domnul Dâncu. Dacă, și cu Gușă. Gușă nu fi neapărat Col de acolo. Gușă e o muscă beată, așa e. Gușă e între servicii și asta. Păi dacă vă uitați la televizor, vedeți ce dovezi să vă dau. Nu se uită nimeni la postul respectiv, dar dacă vă rupeți 5 minute din activitatea noastră intensă și vă uitați la realitatea plus, aveți dovada. Ce spuneam? Asta mi se pare foarte interesant, așa, spre dramatic pentru PSD, că vor să reformeze PSD-ul. Eu n-am înțeles niciodată ce formă va lua PSD-ul. Știți că dacă se reformate, știe doamna Olguța Vasilescu, deci nu pare că ar știe. Exact, dar ca să termin întrebarea, dacă vorbești de o reformare, înseamnă că pleci de la o formă și ajungi la altă formă. Hai să spunem că forma de până ieri o știam așa cât de cât, o întrezăream așa, dar care va fi forma următoare. Dar dacă forma următoare va fi desenată, va fi schițată de domnul Dâncu, atunci va fi sub formă de epolet, cred. Asta va fi forma. Doamna Vasilescu? Da, nu s-a pus problema venirii domnului Dâncu. Ați văzut că în momentul în care a intrat domnul Gușă în partid, partidul și-a activat imediat mecanismele de apărare și a fost exclus într-o ședință a CEX-ului săptămâna următoare. Sigur că sfaturi putem să acceptăm de la oricine.
și de la dumneavoastră și de la alții, dar asta nu înseamnă sub nicio formă că va fi în conducerea partidului domnul Dâng. Nu știu, acum vorbind chiar foarte serios, l-am auzit pe domnul Ciolmiu, l-am auzit și pe domnul Stănescu acum vreo 2-3 săptămâni spunând că e mare nevoie de Dâncu și de Gușă. Și Gușa a avut într-adevăr o tentativă, a intrat și a ieșit pe ușa următoare rapid, dar acum, după alegeri, a revenit domnul Ciolacu și a spus că e nevoie, trebuie să vină deci Dâncu. Deci vedeți și că am dreptate Gușa. Eu. Că partidul și-a activat mecanismele de apărare atunci când a fost cazul, dar nu este cazul. Deocamdată avem o conducere interimară care are doar rolul de a organiza congresul de anul viitor din luna februarie, când sigur că oricine din partid poate să candideze pentru funcțiile care sunt în statutul PSD. Președinte, prim-vicepreședinte, secretar general, vicepreședinții. Deci nu este o formulă acum decât strict de organizare. Bun. Domnul Curea, sunteți de acord? Sper să lucrurile, sper că să stea așa cum spune doamna Vasilescu. Eu am o fire mai suspicioasă. Editorialul meu de mâine este pe acest subiect. Și mie mi se pare că PSD-ul se pregătește să-și tragă al doilea glonț în cap. Primul a fost Dragnea, pe care l-au ales cu o majoritate incredibilă, 97%, când el avea deja un dosar penal. Nu discut cum era făcut. Păi, știm cum se fac. Nu discut despre asta. Dar e, nu, îmi pare rău, nu discut asta. Era cu ținta tatuată pe frunte. Și a fost determinată numirea lui ales cu 97%, după ce pe la baronii locali și pe la organizațiile județene au trecut ofițerii de la cozurile SRI-ului de pânțară, centrele operative zonale. Și a fost ales cu 97%. Și a vulnerabilizat partidul ăsta în halul în care am văzut, adică și, și faptul că i-a scăpat în alta curte, că l-au condamnat. Și PSD-ul a fost scăpat de prezența lui Dragnea. Umbra lui Dragnea a indus niște costuri, nu vreau să insist, până la rezultatele care le-am văzut săptămâna trecută. Da, da, tot Dragnea acum era și la rezultatele din 2016. Da, da, așa este, sigur că da. Și, și tot, am citit și eu ce a spus deja pe net. Știți care e fisura în raționament? Că țintă, dacă nu ai țintă pe frunte, că dumneavoastră n-ajunge. Spuneți acolo că n-ajunge. Avea dosar penal, deci da. Avea o țintă păi, pusă. Da. Bun, dacă n-ai țintă și ajungi șef la PSD, îți pun ținta. A, sigur că da, dar poate e mai 24 de ore după aia. Durează mai și mult. Și câți dintre liderii PSD n-au ținta? Vasilescu nu i-au pus ținta în campanie da, atunci. Sigur, dacă însă adică poate când, foarte când l-ai gata. Tot iar ce înseamnă suspiciune lider peste 20% încredere, au făcut dosar penal în perioada 2014-2016. Ei să-i cauți, că ei să-i cauți, că ești jurnalist și îi cauți în biografie. Tu îi găsești pe toți masteranți sau doctorați pe la securiști. Pe unul nu-l găsești la conservator, la arte plastice, toți la securiști. Dom'le, cum se face că dacă nu toți, din 9 din 10. Pe mine mă suspectați că aș fi securistă sau aș fi cu sistemul ăsta. Nu, pentru că am fost colegi în presă și vă cunosc și tăria de caracter. Să știți că și eu am făcut Colegiul Național de Apărare și la vremea respectivă, în 2000 am terminat cursurile 2001, era o mare bătălie ca să te duci acolo. Piș. Pentru că în niciun caz nu te gândeai că ar fi vreun sistem ocult sau ceva. Acum da, ți-e frică să efectiv întreb, să le treci să în CV toate aceste cursuri. Ce ați căutat, fraților? Eu zic că a fost toți o experiență foarte bună pentru mine. Da, da bine, sigur. Primul rând, o experiență interesantă. Da, așa de apărare chiar, n-avea nicio problemă. Da, cum. Acum, colegi, bă, și revenim la același lucru. Nu se gândea nimeni la vremea respectivă că o să fie sistemul ăsta nu, să funcționeze gândeau, atât de se gândeau cu DNA-ul pe mână și așa mai departe. Se gândeau securiștii care îi chemau la doctorat, se gândeau să-i cheme ca să-i recruteze și să-i împacheteze. Nu, da, nu, hai să nu exagerăm. A, unii au scăpat, sigur, și eu am trecut printr-o școală. Încerca nimeni să mă racuneze. Doamna Vasilescu, și eu am trecut printr-o școală militară unde securistul care l-a recrutat pe Traian Băsescu a încercat să mă recruteze și pe mine. Hai că până la urmă și n-a reușit. Sunteți de acolo. Și n-a reușit. E, cu unii au reușit, n-am spus că au reușit cu toți, dar revin și arăt vorba avocaților. Cum se face că pe ăștia pe care îi cauți explicația de ce a fost promovat?
și explicația o găsești repede. Mai mult decât atât, la două zile după găsești, o clipă, la două zile după ce găsești explicația, ăia de la SRI se apucă și să scoate de pe site că a fost doctorand în perioada 2013-2016 cu prelungire. Nu mai e pe site. Eu am apucat de a salvat-o. Adică i-au mai și, după ce că i-au mai și pus mâna în cap, ca să fie clar că așa e. Repet, asta nu înseamnă că pe om neapărat cine știe ce pact cu diavolul o fi semnat pe acolo. N-am de unde să știu, n-am probe în sensul ăsta. Dar fiera la al dracului, cum se face de pe toți, repet, îi găsești pe acolo și nu pe la arte plastice sau pe la istorie? Doamna Văsescu. Pentru că majoritatea liderilor au făcut asemenea cursuri. Într-o vreme când nu se gândea nimeni că o să ajungă SRI-ul să facă protocol de colaborare cu DNA-ul ca să salte politicieni și așa mai departe. Adică, până la urmă, era o experiență de viață, învățai niște lucruri. 13-16 era clar. Cred că 2013-2016. Cred că și dumneavoastră, dacă vi s-ar fi propus ca să mergeți să faceți aceste cursuri, nu v-ați fi gândit sub nicio 2013? Formă? Haideți, doamna, nu 2013. Păi nu, e vorba de domnul Ciolacu, care a făcut doctoratul între 2013 și 2015. Dar nebunia a început prin 2015 cu dosaria, dar 2016 când a fost arestată. Păi, pe nu l-au băgat la pușcărie în 2012, cum? Și să știți, nu vorbea nimeni la vremea respectivă. Și să știți că și mie mi s-au propus multe, multe chestii dubioase și am spus nu. Eu aș vrea totuși să nu aruncăm o anatemă asupra întregului partid, pentru că de fapt asta se întâmplă. Adică venim cu o chestiune, are omul un CV ceva, hai, înseamnă că neapărat e securist, dacă șeful partidului este securist, toți din PSD sunt securiști. Nu e adevărat, cine a spus asta? Așa înțelege toată lumea și vă spun că zilele astea am avut multe explicații de dat la prieteni de-ai mei care s-au luptat pe drepte cu statul. Și să știți că propunerea mea, în finalul articolului meu, nu că aș fi scris eu Război și Pace, dar propunerea mea este că dacă tot e acuzat pe nedrept PSD-ul ăsta că e un partid comunist, să vă faceți, fraților, secția cadre și să-i verificați pe ăștia până ia dracu. Nu, fără să țineți cont de ce spune CNSAS-ul. Hai să vă dau să mă scuzați așa foarte scurt, cu permisiunea domnului Gâdea, ca istoric. La Traian Băsescu că l-au căutat 30 de ani. Noi presa l-am găsit repede. Da. Să știți că am și un răspuns pentru maestru Mirel Curea până după 1962, dacă nu greșesc, pe vremea când mai avem deja încă puțin, sărbătorim 30 de ani de la Revoluție, pe vremea când Nicolae Ceaușescu era secretar cu organizarea, pe vremea lui Dej, Nicolae Ceaușescu a impus faptul că nu securitatea trebuie să conducă partidul, ci partidul să conducă securitatea. Iar regula, regula din punct de vedere statutar în statutul Partidului Comunist la vremea respectivă era că este interzis securității să racoleze și să aibă absolut orice fel de relații cu membrii de partid. Nu era încă Deji. Președinte Ceaușescu nu era președintele partidului. Mă rog, secretarul general. După 30 de ani de zile văd că avem niște dezbateri care țin despre dacă a făcut sau nu bine Ceaușescu. Domnilor și domnilor... Păi nu, Ceaușescu a făcut bine. Acum serviciile controlează partidele. Păi da, nu... S-a schimbat, asta e democrație. În comunism era când partidul controla serviciile. Da, asta erau comuniștii. Aveți dovezi ca să citesc pe domnul Gâdea? În democrație serviciile conduc partidele. Eu asta vorbeam acum apropo. Sigur, în democrație principiul democratic este controlul civil asupra armatei sau oricăror structuri. Că încă nu s-a obținut și aici eu aș face o paranteză. Dom'le, nu cred că e acest Florin Col de atât de tare și de mare. O fi fost el la un moment dat. A fost când cel era mai puternic om în România după Băsescu, timp de 7-8, și a mai fost și 2 ani după ce a plecat Băsescu de la Cotroceni. De fost a fost, dar dacă acum, era de atât de puternic, de acolo, era Barna președinte acum. Atât de factotum pe scena politică. Nu e dat combinatorii. Bine, am două anunțuri foarte importante de făcut, doamnelor și domnilor. E un eveniment foarte important mâine, practic în câteva minute. Antena 1 împlinește 26 de ani. Fabulos, 26 de ani. Și mâine va fi o gală spectaculoasă cu această ocazie, prezentată de colega mea, Alexandra Stoicescu. Gala se numește Ajut Eu și cred eu că e foarte important să știți de astăzi pentru ce să vă pregătiți mâine. E primul anunț important și apoi urmează încă unul. Haideți să vedem și să urez din tot sufletul Antenei 1 la mulți ani, la această aniversare foarte importantă, 26 de ani.
Împlinește o dorință. Implică-te. Ajută și tu. Spune. Ajut eu. Împlinește o dorință. Spune. Ajut eu. Ajut eu. În loc de la mulți ani, de mâine spunem împreună Ajut eu! La 26 de ani de la prima emisie, Antena 1 sărbătorește altfel, împlinind dorințe alături de voi. Fie că aveți un vis, fie că vreți să ajutați pe cineva, ajuteu.ro este platforma unde dorințele se transformă în realitate. O campanie începută de noi, continuată de tine. Alessandra Stoicescu și vedetele Antena 1 vor da startul campaniei Ajut eu într-o ediție specială transmisă în direct de la ora 16:45. Prima gală vă așteaptă cu momente emoționante. Îi veți cunoaște pe primii eroi ai campaniei noastre: Alexandra Mihai, Jenica, Roze Marie, Alexandru și echipa HeroTech. Dacă ai scrie o carte despre mine, aș numi-o Lupta. Susțineți echipa HeroTech deoarece noi suntem generația care poate schimba România. Dacă ar fi 30 de elevi într-o clasă, să cumpăr 60 de boboane, să fie câte două la fiecare. Aș fi vrut să fie o surpriză. Să nu știe niciunul de la cine a pornit toată chestia asta. Oricine vrea să ajute, se poate implica. Mecanismul este simplu. Intrați pe ajuteu.ro și alegeți o dorință de îndeplinit. Imaginează-ți cum ar arăta lumea dacă toți am spune Ajut eu. Câți copii ar începe o nouă zi cu un zâmbet? Câte familii ar începe o nouă viață? Câte dorințe mari s-ar împlini din gesturile noastre mici, puse unul lângă altul? Binele dă roade când spui Ajut eu. Pune-ți o dorință sau împlinește una pe ajuteu.ro. Ce mi-ar plăcea ca în scurtă vreme să folosim această sintagmă, să devină o sintagmă folosită. Ajut eu. E nevoie de ceva, ajut eu. Ce frumos că la 26 de ani, într-o Românie în care lucrurile nu prea durează chiar așa mult, nu? Iată, 26 de ani de succes și 26 de ani când împlinești să faci o gală pentru a ajuta pe alții, mi se pare un mod minunat de a-ți aniversa ziua de naștere. Dragii mei, pe 1 decembrie, noi de câțiva ani de zile am început o treabă de care ne ține. Mi s-a părut că e cel mai frumos mod a sărbători Ziua Națională de a oferi posibilitatea unor oameni care sunt necunoscuți până acel moment să vină și să fie cunoscuți de o țară întreagă, trecând printr-o serie întreagă de probe de foc, fiind în fața unui juriu și mai ales fiind în fața dumneavoastră. Și de aici s-au născut niște oameni care astăzi sunt niște voci importante, niște voci publice. Anul acesta, duminică, pe 1 decembrie, de la ora 20, vom continua ceea ce începe să fie o tradiție. În ultimii ani de zile, programul nostru a fost un succes mare și cred că și anul acesta, în mod special anul acesta, această competiție e foarte posibil să vă magnetizeze, să vă capaciteze, pentru că avem niște concurenți fabuloși, pentru că avem un juriu excepțional și cred eu că poveștile lor, lucrurile pe care le-au de spus, vor face toate aceste lucruri din Ziua Națională să petreceți, să alegeți să petreceți cu noi, cu ei, seara de 1 decembrie, pentru că eu cred că va fi cea mai frumoasă seară de 1 decembrie. Salut, sunt Florin și am 24 de ani. Cred în România și cred în faptul că România este acasă pentru noi toți. România are o șansă dacă noi vom înțelege că schimbarea pornește de la noi, de la fiecare în parte, cu lucruri mărunte, dar lucruri care pot lăsa o urmă în urma noastră. Ce fac eu pentru România? Încerc să scot la suprafață tot ceea ce înseamnă satul românesc actual și tot ceea ce înseamnă originile noastre ca popor. Implică-te și tu! Eu cred în România, eu cred în români. Avem nevoie să schimbăm clasa politică, să scoatem din România criza politică, care nu este o criză a României, ci este o criză a politicienilor. Politicienii sunt cei care au nevoie de votul românilor și nu românii de niște politicieni care se află în criză de identitate. România are tot ce îi trebuie. Este nevoie să fie explorată și nu exploatată, să simtă românește, pentru că este o țară minunată. Știm cu toții că trăim în România și cu adevărat asta ne ocupă tot timpul pe veșnicie. Bine ați venit în țara mea. În țara mea încă mai există scule, fabrici, mai știu eu ce, pot să mai produc și eu ceva.
afară, deci în România reală, s-a distrus tot, a dispărut totul, este la fier vechi sau s-a vândut. La mine încă mai există fabrică de tăiat, fabrică de rindeluit, încă o fabrică de tăiat, uite aici pentru șlefuit, fabrică pentru găurit. Uite, am reușit să fac și eu ceva. Dacă erau doi politicieni și trebuiau să facă treaba asta, unul de stânga, unul de dreapta, dacă unul bătea cuiele, celălalt le scotea, dacă unul vroia să șlefuiască, celălalt vroia să rindeluiască, dacă unul vroia să dea cu lac colorat, vinea celălalt șlefuia și eu vreau cu lac incolor, deci nu reușeau să facă nimic. Firați ai dracu, ați vândut și electricitatea țării. Numele meu este Joc Donat, pe mamă o cheamă Paraschiva, deci sunt un ungur cu sânge de român. România, te iubesc! Bună ziua și bine v-am găsit! Mă numesc Alapeteanu Liviu Gheorghe și doresc să împărtășesc cu dumneavoastră câteva idei, concepții, observații despre România și despre evoluția acesteia. Parlament unicameral, cu 144 de parlamentari, cu 24 de comisii, 6 membri pe comisie, dintre care 15 comisii sunt similar permanente cu, indiferent dacă apar modificări, cu ministerele care compun guvernul. Guvernul 15 ministere plus prim-ministru. Acesta este reprezentantul oficial al statului în relațiile internaționale. Toate aceste elemente sunt doar o parte din tot ceea ce înseamnă sistemul libertarian pe care doresc să-l expun. Ce pot face pentru țară? Orice, dar nu plec afară. Merg la muncă și lucrez. Nu mă plâng, nu protestez. Mă duc și votez mereu, dar nu este cum vreau eu. Și cumva sunt împăcat. Încă nu m-am resemnat. Respect legile cu greu, fiindcă nu-s drepte mereu, plătesc taxe, contribuții, n-apelez la instituții. Educație nu se vaită, mediocre atac în haită. Și-mi doresc să vină o vreme când românul nu mai geme, iar respectul și credința vor învinge neputința. Orice cetățean din România îmi doresc pentru țara mea să pot să mă duc într-un spital și să într-un spital de stat care să fie civilizat. De exemplu, spitalul Sfânta Maria din Iași arată îngrozitor, este spital de copii. Eu vă spun sincer, cred că spitalul acesta din Iași seamănă mai degrabă cu spitalul de acum 10 ani în Angola de pe vremea războiului de acolo. Deci așa mi se pare că arată. Arată horror. Ăla nu poate să fie spital de Europa. Cu atât mai puțin de Uniunea Europeană. Arată îngrozitor. O problemă a României actuale ar mai fi faptul că încă nu ne-am hotărât dacă suntem republică prezidențială sau republică parlamentară. Din punctul meu de vedere și a celor mai mulți dintre români, este că ar trebui să fim Republică prezidențială, pentru că românul autentic se prezintă la vot, dacă se prezintă, doar la alegerile prezidențiale. La europarlamentar, la parlamentari 30% și după ne ducem în stradă și țipăm că de ce a ieșit X, că trebuia să iasă Y, dar nu m-am dus la vot, pentru că pe mine nu mă interesează decât cine e președinte. Orice muritor, pe timpul vieții, ar trebui să realizeze lucruri nemuritoare. Asta fac eu. Ca român, pentru România, pe timpul vieții, am realizat și voi continua să realizez lucruri nemuritoare. O să dau câteva exemple în acest sens. E vorba de basoreliefuri care reprezintă personalități istorice, basoreliefuri care reprezintă personalități literare și, nu în ultimul rând, lupul dacic. Acesta este deja amplasat la cazanele Dunării, în imediatea vecinătatea statuii lui Decebal, lângă mănăstirea Mraconia. Tot acolo, lângă mănăstire, deci la baza lupului dacic, am amplasat și un număr de 16 basoreliefuri care reprezintă personalități din istoria poporului român. Ar fi mai nimerit lângă statuia lui Decebal decât lupul dacic. Fiecare dintre noi s-a gândit ce face el însuși pentru România, dar n-am găsit un răspuns ideal. Pentru că singur nu pot face ceva pentru România, dar împreună putem. 1 decembrie pentru noi nu e doar o zi de sărbătoare, e o zi de mândrie, de dovedit că noi ne dorim să facem ceva. Campania Suflete Române este derulată în fiecare an, de 1 decembrie, de colegiul nostru, pentru că noi vrem să arătăm că noi credem în România. Nu trebuie să-i lăsăm pe alții să facă ceva, când noi, ca echipă, suntem de fapt schimbare. În fiecare an am încercat să aducem o sclipire proiectului nostru, prin diferite manifestări.
Anul trecut, în 2018, am atins un nivel excepțional. La activitate au participat peste 5.000 de elevi și profesori pe stadionul municipal. Ei au creat în tribune un drapel luminos de dimensiuni gigantice, iar pe stadion imaginea luminoasă a numărului 100, simbolizând centenarul. Totuși, ce dorim noi românii? Ne dorim să nu mai existe piedici, ca toți tinerii să rămână aici și să schimbe ceva, așa cum și noi o facem. Poate că toată lumea știe că 1 decembrie e ziua națională, dar puțin simt ce înseamnă cu adevărat să ia acel suflet de român. Sunt sigură că dacă voi l-ați simțit, ați vrea din nou, iar dacă nu, nu există zi mai bună decât cea din tâi pentru început. Dragii mei, haideți să ne vedem pe 1 decembrie seara, foarte, foarte frumos o să fie, cred eu, și foarte impresionant, pentru că oamenii ăștia au lucruri de spus, poți să fii de acord cu ei, poți să nu fii de acord cu ei. Faptul că vin într-o astfel de competiție, se luptă pentru lucrurile în care ei cred, încearcă să găsească formule la acele, sunt probe complicate. Eu cred că o să fie foarte interesant, așa cum a fost în toți acești ani de zile. Domnul Badea o să ni se alătură în câteva clipe. Dânsul probabil pregătește o emisiune de divertisment. Îi urmăriți emisiunea de divertisment, domnul Ciuvic? Astea mai noi? Asta, că una asta, a fost. Una a fost. Deci, văd că sunt la curent. Da. Dar de ce făcea așa? Adică l-am văzut că dădea din organism, din... Nu știi ce să... Pentru că acesta este divertismentul modern, practic, modern. Actual. Adică interesant nu... ce ziceți. Interesant cum abordați dumneavoastră. A făcut un studiu de piață, cred, domnul Badea, și a zis care e divertismentul acum. După vizualizările acelea, nu? Și atunci a dat drumul la divertisment. Da, extraordinar. Intrăm așadar în legătură cu domnul Badea. Bună seara! Hai, ho, hei, bună seara! Oh, hei, ha, ho! Facem emisiune de umor, clovnerii, strâmbăciuni și bestialități. Cum, ce? Faceam un mic preambul la emisiunea din această seară, care va fi de mare succes. Înainte de orice însă, deci, dacă regia este pregătită și dracii găsește, dacă nu e pregătiți, că le-am dat în timp. Vreau să vă arăt o poză, totuși. Adică o poză, cum ar veni, care face mai mult decât 1000 de cuvinte. Vă rog frumos să vedeți aici un grup de cetățeni. Ia, uitați-vă dumneavoastră la dânși. La dânșii. Hai, ia uite. Mă veți întreba ce avem noi aici. Deci avem gen Guvernul României plus Partidul de Guvernământ plus președintele Iohannis, care zâmbește natural, este zâmbet așa și Schweighofer. Unde sunt ei aici, mă veți întreba? Poate credeți că este un grup de turiști japonezi la Capela Sixtină, sau eu știu, înțelegi? Băi, trăițear, nu, tătuțule. Ei sunt la Curtea Constituțională a României și s-au gândit că ce mișto ar fi totuși dacă tot au intrat acolo ca să-și preia domnul președinte al doilea mandat oficial, al doilea mandat de președinte, nu altfel de mandat, că să-și facă așa un selfie, gen, bă, dacă tot am ajuns aici la Vatican. Știi cum își fac turiștii coreeni? Bă, am ajuns la Vatican, da. Hai să spuneți toți, brânză! Uite, uite-te, brânză revolution. Cine e domnul ăla de jos ostracizat așa, săracul? Este domnul acela. Știi? Președintele Consiliului Județean Ilfov. Da! Dar sunt genunchi sau e cum de e așa? E cu număr de Ilfov, cum ar zice Fimi. Deci, cum îl cheamă? Cum e așa jos acolo, săracul? Cum îl cheamă? Petrache. Petrache. Așa, Petrache. E Petrache și lângă el e lupul. Știi Petrache și lupul? E, bine. Așa, pe lângă el e lupul. Da. Da, deci drăguț. Nu există nimic mai tare pe planeta Pământ decât, adică n-ai, eu te uiți la această fotografie și ți-mi veselește viața. Deci s-au dus la Curtea Constituțională României și au zis, hei, hei, parve, vezi, auzi, au venit cu un autocar, înțelegi? Și cred că au și un ghid, cred. Și a zis, domnule, uitați, aici e photo opportunity, aveți 5 minute și după aia continuăm. Nu există ceva mai tare pe planeta Pământ. Da, am zis ceva mai așa, aveți? E, ce ai făcut? Deci, să vă... Dumneavoastră sunteți la curent cu ce a făcut astăzi ministrul muncii? Da. Sunteți la curent sau nu? Da. I-a dat numărul de telefon unei... Deci, care din ele, că a făcut care două? Care din ele, deci, exact. A, padua, nu știu eu, că am fost un pic ocupat și... Dumneavoastră pe care o știți? Pe ăla cu telefonul. Nu.
Pe seară i-a blocat, i-a blocat pe funcționari în minister. Asta nu știu, i-a sechestrat? I-a sechestrat acolo, ci că s-a dus consilierul ei. Nu știam. Cu și-a pus mașina la ieșirea din parcare, ca să nu poată să iasă ăștia din parcare, și a zis că nu se mișcă, că nu pleacă nimeni din minister până nu pleacă ministrul. Și aia, că țipau, domnule, dar trebuie să mă duc să-mi iau copilul de la grădiniță. Ghinion! Aia, ghinion, stai aici. Dar unde ați citit asta? Că nu găsesc. Am citit pe net. Și la mine pe Facebook o găsiți. Cred că și la domnul Buble găsiți. Bun, deci stai că am găsit o pasta totuși. Dar ce ne spune totuși, cum ne dă Hot News, aplauz, reputatul site Hot News, știrea că doamna ministru al muncii a făcut public numărul de telefon al președintelui Casei Naționale de Pensii. Cum? Gest inedit al ministrului muncii. Nimic de zis, e inedit. E și ilegal. Nu, e, e ilegal. E inedit, dar adică inedit? Gest inedit, nu, pe bune. E ilegal. Da. Auziți, dar dacă Dragnea, de exemplu, i-ar fi făcut public numărul de telefon al domnului Iohannis, bun, asta presupunând că domnul Iohannis ar fi avut roaming, că... Așa. Deci, cum ar fi tratat Hot News subiectul, te întreb? Deci, gest inedit al ministrului muncii. A făcut public numărul de telefon al președintelui Casei Naționale de Pensii. Viorel Alexandru, este un telefon plătit din bani publici. Vrei să fac și eu public, că e tot plătit din bani publici, numărul... Și putem... al cui vrei să-l facem public, domnul Ciuvică? Să luăm și noi... Uite, al lui Iohannis, că tot ați venit. Al lui Iohannis nu-l am. Îl am pe al lui Chioveși. Păi ce? Hai să-l facem pe al lui Chioveși. De exemplu, că e plătit din bani publici, sigur. Dacă nu-l aveți pe ăla de acum, din 1900, toamna, de când a vrut să vă ia consilier... Păi și dumneavoastră credeți că și-a făcut între timp altul? Bun, eu la un moment dat eram într-un context cu niște cetățeni, acum niște ani. Hai să vă povestesc asta, că e foarte amuzantă, că eu sunt pe umor, clovnerii și strâmbăciuni. Deci, eram acum niște ani într-un context și doi cetățeni, nu vă spun cine. Răvonta! Și cu Hăghiță! Și eram... Ce, n-ați înțeles cine, nu? Ok, mai nu, bine, lasă așa. Poți să strănuți totuși mai citeți? Nu. Puteți să repetați strănutul? Nu e important. Am Ponta și Ghiță. Și... întreb. Da, cum vorbește Câțu. Da, și îl întreb. Dom'le, aveți numărul de telefon? Al cui? Și zic, al domnului Chioveși. Și am văzut pe aia că salbez la față, știi? Și de ce? Zic, îmi trebuie mie. Aia? Da. Bun, m-am notat și eu numărul de telefon al domnului Chioveși și după aia am intrat pe WhatsApp, pe Telegram, pe Signal și pe toate alelalte unde doamna Chioveși era. Ca să vorbească, eu știu, cu Mircea Marean și cu toți aia de mai vorbea dus. Și am luat toate pozele de profil de la toate astea și le-am dat pe post. Foarte drăguț. Dar avea niște poze drăguțe. Avea niște poze chiar foarte așa umane, cum să spun. Era aproape umană. Da. Uite câte lucruri tari vă povestesc. Zi tu că nu sunt tare astea. A? Ce vă povestesc? Dacă, vezi, dacă, sunt de, dacă sunt mai de atunci decât cu mai Ponta de și cu Ghiță, poate să fie actual. Da. Nu, actuale n-am. Ce drăguț. Eu sunt cu umorul și cu... Vă arăt niște chestii tari de tot. O să fac în emisiune. Vreau să iau apărarea absolut întâmplător, dar întâmplător și n-aș vrea lumea să fie derutată. Că am zis că nu mai gata asta cu politica, la revedere, sănătate, nu mai. Nu se poate. E totuși, o să iau apărarea nu USR-ului, sigur că e pe contul USR tineret. Asta mă încurcă un pic. Am spus și că o să fie un pic de etapă de tranziție, că totuși, e firească orice etapă de tranziție. Uite-te, la ăștia sunt o lună la guvern și încă vorbesc despre PSD. Adică, deci, pe pagina USR tineret a apărut o postare cu regele Mihai și cu regele Manelelor. Sunteți la curent cu asta? Nu. E, o să o dau eu la mine în emisiune, stați liniștiți. Și eu vreau să... Da. Bine ai venit la noi pe planetă. Și la noi pe planetă a apărut această postare. Da, pe scurt, vrei să spun despre ce e vorba? După aia dau detalii în emisiune și fac... Da, o, ce vezi acum? O vezi la mine. E oribil. L-au pus pe regele Mihai cu regele Manelor împreună. Deci am zis așa. I-au comparat. Haideți, domnul Gădea. Fiți atenți, concentrați-vă un pic, vă spun. Deci... Și eu vreau să iau apărarea, dar nu USR-ului, ci tineretului. Adică dacă era USR, ăștia, bun, ziceam, băi, așa era politică, nu mă băgam. Dar la tineret le iau apărarea pentru că e vorba de tineret, nu că e vorba de USR. N-au de unde să știe nici asta, ce-i cu regii, cu astea. Deci i-am zis așa, pe 90 Ion Iliescu l-a blocat pe regii Mihai, a zis ei,
Și în 2019, sau cât suntem acum, primarul Robu l-a blocat pe regele Marelelor. A? Și același lucru. Arc peste timp. Și este și cu PSD. Adică cumva orice trebuie să fie cu PSD. Și atunci o să bă, regilii și o să iau, o să fac o întreagă pledoarie de apărarea tineretului, care nu numai să facă, știi, între atâția regi și regine, că e plină lumea de regi și regine. Înțelegi? Plină lumea, e greu să mai distingi între ei. Bă, și aia e prințesă, și aia e regină, și aia e regele, și aia e nasol, știi? Pe când așa, de exemplu, dacă era amiral, nu-s mulți amirali, zici, bă, amiralul, știi? Așa, cine este amiralul? Cine este generalul? General mai sunt, dar nu, tot, nu e greu să faci totuși confuzii între ei, știi? Da, și o să fac o întreagă pledoarie de apărare. Eu vreau să iau apărarea tineretului. Asta e un detaliu, că e de la USR, nu mă interesează asta. Pur și simplu, n-au de unde să știe să facă distincții, să discearnă între un rege și altul. Regi sunt toți până la urmă, că asta bine, e rege, da. Care este problema? Nu e doar nicio problemă, se poate. Încoronat și neîncoronat. Da. De exemplu, nu o să facă niciodată o postare despre contra-amiral. În primul rând, care sună ciudat. Cum e? Contra-amiralului, știi? Adică ce e aia? Cum contra-amiralului? Așa, contra-antrenorului sunt mulți. Ba, a fost și un antrenor pe care îl cheamă contra. Adică, cumva, știi, le merge altfel treaba. Da. Bun. Mihai, de ce te-ai? Te-ai posomorât așa, nu știu, ești, ai văzut desene animate cu doctorul Posomorâlă? Ai văzut? Da. Dar nu fi doctorul Posomorâlă. Eu mă uit la multe desene animate. Te uiți la multe desene animate, da? Da. La ce te-ai uitat ultima dată? Sincer, așa, la Patrula Cățelușilor. Și la Peppa Pig. Și care patrula are... cățelușilor se referă, bănuiesc, la niște cățeluși, la niște cățeluși care patrulează. Da. Și la Peppa Pig este despre o purcelușă care se cheamă Peppa. Și care are un tată foarte simpatic, așa, ochelarist. Și... este tatăl purceluș, așa îi se și spune, tatăl purceluș, pentru că este tată și pentru că este purceluș, cred că ai înțeles asta. Și el din când în când, când vorbește, fiind purceluș, mai face și face așa, știi? N-ai văzut niciodată? Se vede asta. Deci, ești foarte puțin jucăuș, așa, foarte, nu știu ce e cu tine. Ești foarte serios, așa, parcă ai lucrat la știri sau ceva, nu știu. Parcă ai fi la un post de știri, nu știu ce e cu tine. Când eu de-abia aștept să fac lovnerii și strâmbăciuni. Dar și ce strâmbăciuni faci în seara asta? Ba. Păi numai pledoaria pentru tineret, care nu știe cu regii cu astea, care-i schemele cu regele. Aha, va fi jumătate de oră. Aha. După care, băi, reputatul ziar adevărul, aplauze. Deci vreau să vă citesc decât un titlu, să fiți pregătiți. Am zis decât un titlu, tot așa, că poate să uită tineretul și să nu îi uluiesc dracului cu exprimări din astea arhaice. Deci avem ziarul adevărul, atenție. Orașele subterane, bă, așa scrie titlul, dar stați bine pe scaun toți, da? Cum, orașele subterane? Da, atenție. Orașele subterane, soluție pentru supraaglomerare, securitate, întotdeauna, dacă e în adevărul, trebuie să fie ceva cu securitate aici, n-ai cum să, așa? Securitate externă, cred că trebuie să fie. Externă cui? Că e, așa, orașele subterane, soluție pentru supraaglomerare, securitate și efectele crizei climatice. Super. Deci au identificat ăștia de la adevărul o soluție, mai înțeles? Orașele subterane. Noi o stație de metrou nu mai suntem în stare să facem, dar la orașe subterane sunt convins că vom... Scurmăciunea aia din fața fostului sediu al Antenei 1 a durat 2 ani jumate. Știi aia de dacă scuipi într-un cap al pasajului, udă pe partea ailaltă, știi? Și a durat 2 ani jumate. Dar eu cred că vom construi niște... Ziceți, domnul Ciuvică, noastră nu va face și noastră o vilă subterană? Da, două. Pe minus 2, că dacă e subteran, așa, nu mai poate, da, să fie normal. Plus, e, știți? Da, e. Și-o fac și cu grindă. Cu ce? Cu grindă. Haideți, domnule, să mai vorbim politică, a zis domnul Bărbărea. Da, nu mai, domnul. Păi, nu e politică, da. Nepolitică. Păi nu, dar el, eu vă spun, dacă vorbim, vine vorba despre domnul ăsta cu grindă. Apropo, am mai zis ceva, că eu tot... Absolut nimic, n-am mai zis nimic. Dar asta mă enervează. Da, e ok, e în regulă, nu? Adică n-a pățit nimic. E ok. Se ascunde bine. Da. Îți dai seama că el săracul... Începuse în forță ce e bine, nu e bine că a dispărut. Nu e bine că... Eu am zis că e bine că a dispărut, nu am zis că e bine că nu i s-a întâmplat nimic. Doamne, ajută! Da. Bine, domnule. Azi am să crestez în grindă. Asta e... Știi cântecul pe ăsta? Știi măcar cu azi am să crestez în grindă? A? Bun, atunci asta. Bun. Hai, poate îl cântăm de ziua națională sau ceva. De ziua națională, vezi, uite, Mihai, dacă tot eu sunt nevorbit și de-abia aștept să fac cu umor, cu strâmbăciuni, deci... De ziua națională, noi o sărbătorim, noi românii, o sărbătorim așa foarte sovietic, întotdeauna, ai văzut? Gen sobru, așa, formalist,
totul să fie înțepenit, totul e pe bază de uniform, totul e pe bază de protocol din ăsta prăfuit, așa și... Bă, la americani e pe Delilah, e cu să ne râdem, cu să fie harneală, cu să... Nu? Poate facem și noi duminică. Eu mă antrenez, dacă observ aici, sunt pe strâmbăciuni și pe... Hai! Felicitări! Mulțumesc. Domnilor și domnilor, rămâneți cu Mircea. Nu pot să fac. Pentru cei care poate, nu știu, în seara asta înainte de culcare sau mâine, când veți avea un timp, eu vă sugerez să intrați pe site-ul ajuteu.ro. O să găsiți acolo lucruri fabuloase, e un site fabulos și cred eu că ar putea să fie un început bun pentru ceea ce ar putea să fie nu doar o campanie Antene 1, ci o mișcare. O mișcare ce ar putea să schimbe mult România. Pentru că eu cred că noi putem să schimbăm România și acest gen de solidaritate, acest gen de a face lucruri importante pentru ceilalți. Ne schimbă în primul rând pe noi. Ne vedem duminică seara, pe 1 decembrie. Pe 1 decembrie va fi din nou o zi foarte importantă pentru noi. Începe de dimineață, de vreme, de ora 9. În fiecare an, de mulți ani de zile, la parada militară, România se uită la Antena 3. De ce? Pentru că e cea mai bună transmisie, pentru că sunt cele mai bune comentarii. Sabina Iosub și Radu Tudor sunt un cuplu consacrat la sărbătoarea de 1 decembrie, dar apoi toată ziua va fi una spectaculoasă la noi și show-ul de seara în care un român până în acea seară total necunoscut ar putea să devină un lider mâine poi mâine și va intra în această, vor intra în această competiție toți cei care își doresc acest lucru. Cred eu că o să fie mega, mega spectaculos. Vă doresc tuturor o seară frumoasă, un weekend liniștit, să ne vedem cu bine de Ziua Națională. Noapte bună!